Bună seara! Bine v-am regăsit! Nu vă văd, dar e în regulă, știu că sunteți acolo. Începem puțin mai târziu pentru că am avut acest incident care s-a numit o ploaie torențială. Înțeleg că foarte multă lume trebuie să ajungă. Sper că o să își găsească locuri în sală, n-aș vrea să stea nimeni în picioare, chiar dacă întârzie un pic. Motiv pentru care o să și începem imediat. Un singur lucru vreau să vă spun în timp ce mă gândeam la discuția de astăzi, și anume că mi-am dat seama că există un lucru care mi-a folosit foarte, foarte mult în ultimii ani și mi-a folosit foarte mult, de fapt, în mare parte a vieții mele. Și acest lucru este, am descoperit acum gândindu-mă, destul de comun între fosta mea viață, cea de jurnalist, o să fiu jurnalist toată viața mea, dar nu mai lucrez în media, și ceea ce fac acum, adică antreprenoriat, adică aceste interviuri. Și acel ceva se numește curiozitate. Pentru că cei mai buni dintre antreprenorii pe care i-am cunoscut în anii ăștia, și invitatul nostru din seara asta nu face nicio excepție, sunt mai puțin fixați în a găsi răspunsurile potrivite, cât sunt mai degrabă preocupați să pună întrebările potrivite. Am descoperit că asta e o trăsătură foarte interesantă și e comună tuturor antreprenorilor buni, ca să îi numesc așa, pe care îi cunosc. Așa că invitatul nostru din această seară nu face absolut nicio excepție. Mă bucur foarte mult că a acceptat să vină, abia aștept conversația și fără niciun fel de altă introducere, dați-mi voie să vi-l prezint pe Dani Sai. Dane, bine ai venit! Te rog. Am să spun câteva cuvinte despre Dan, restul probabil că o să descoperim pe parcursul discuției și, Dane, te rog, dacă greșesc pe undeva, să mă corectezi. Niciodată. Niciodată nu greșesc sau niciodată nu mă corectezi? Niciodată nu greșesc. Niciodată nu greșesc. Deci, tu ai început în 2012, ceea ce astăzi este grupul din care face Salad Box. Dan a început într-un moment în care n-avea absolut niciun fel de legătură nici cu bucătăria, nici cu restaurantele, nici cu vreo rețea de franciză globală, nici cu vreo rețea globală de franciză. Și astăzi sunteți în 12 țări, 70 de locații, nu-mi place cuvântul ăsta, dar locații am să spun. Ok, sunt deja sub umbrela în grupul din care face Salad Box. Parte, cum se numește grupul? Încă nu i-am găsit un nume, dar okay. Lucrăm la grup și după aceea găsim și numele. Sunt mulți care au nume, dar n-au grup. Deci, grupul din care Salad Box face parte, sunt astăzi 7 concepte și o să vorbim despre ele, pentru că e foarte interesant felul în care le-a dezvoltat, pornind de la insight-urile din piață și de la ceea ce știa foarte bine să facă Salad Box. Și nu în ultimul rând, mai spun doar atât și apoi am să-ți pun întrebări. Împlinești în august anul acesta 32? 32, nu mai am. 32. Da. Ok, mulți înainte. Mulțumesc. Și pentru Salad Box, care a făcut 6 ani în 21 aprilie. Deci 20 aprilie. Da. Ok, e ceva ce n-am spus, e ceva ce vrea să adaug înainte să începem să vorbim? Păi, în primul rând, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă simt onorat să fiu aici la București pe o zi de ploaie. Și vă mulțumesc pentru locurile acestea, sunt cele mai bune locuri care le-am avut la un teatru vreodată. N-am fost actor, n-am fost jurnalist, m-am băgat pe partea asta de business și am ajuns să fac și actorie. E folosește, mulțumesc. Să știi. Oamenii pe care îi știu și care au trecut prin teatru de improvizație îmi spun că le folosește foarte, foarte mult. Mai devreme sau mai târziu în viață ajungi să fii actor, că nu ai ce face. Da. Dar dacă vrei ceva care să te ajute într-adevăr, că acum că te-ai obișnuit cu scena, teatru de improvizație. It's ok, cât de cât. Nu vă pe nimeni în spate, dar învăț soția și suficient. Wow. Sunt curioasă de un lucru. Când te-am întrebat și avem acest obicei în care cer invitațiilor pe care invitațiilor care vin pe scenă la The Vast and the Curious, le cer să ne spună, să spună în avans care este cartea preferată și de ce.
Și care este cel mai bun sfat, moto, citat la care se întorc des și de ce? Și când te-am întrebat despre carte, mi-ai spus despre una care și mie mi-e foarte dragă, scrisă de un om pe care îl admir foarte tare, David și Goliat, a lui Malcolm Gladwell. De ce ai ales cartea asta? Ce ți-a spus David și Goliat? Actorul nu mi-a spus prea multe, dar întâmplările de acolo care el a pus, pentru că el a căutat o idee și după a căutat pentru ideea respectivă multe exemple și de fapt asta este cartea. Unul dintre exemple este David și Goliat și ceea ce s-a potrivit foarte bine la mine a fost întâmplarea asta de companie mică, de startup până la urmă, care a urmat un drum atipic. De obicei conceptele bune încep din America, vin în Europa, București și poate ajung și în provincie. Noi am început din provincie, București și am ieșit în restul lumii și mi-am dat seama că nu contează cât... Provincie fiind Cluj, totuși. Ai dreptate, capitală, de fapt, da. Provincie, adică, serios, e Cluj. E Cluj, dar e un oraș frumos. E provincia, vrem, nu vrem, dar e cel mai frumos oraș din România, din punctul meu de vedere. Și am călătorit peste tot în lumea asta, aproape peste tot, și am văzut tot felul de culturi, tot felul de locuri minunate de altfel, dar nu m-aș muta de aici. Tot la Cluj m-aș întoarce. Revenind la carte, această carte mi-a dat curaj de multe ori, pentru că pornind de jos și cu puțin, de multe ori ai o teamă în tine care te împinge să nu îți asumi anumite riscuri și de cele mai multe ori riscul acela e mai mic decât potențialul sau realizările care poți să ajungi să le ai. Și pentru mine, după ce am deschis în America, am deschis inițial în Miami, după care în New York și am stat puțin acolo pe lângă clădirea aceea minunată One Trade Center, care are, e nouă, dar vine cu o istorie și o încărcătură imensă. Nu vine să cred că suntem acolo totuși, într-un oraș sau un cartier care e cea mai mare competiție din lume. Și deci cumva ți-a dat cum să-i spun, curajul sau încrederea să încerci? Primul sentiment a fost... Te-ai simțit vreodată ca un David? Da, de multe ori. Dar primul sentiment care l-am avut acolo a fost unul de modestie. Adică, cine suntem noi să fim aici până la urmă? Din toată lumea asta, competiția e acolo, 9 din 10 restaurante închid în primul an și am ajuns și noi acolo. Și pe lângă modestia mi-a dat... Următorul sentiment a fost unul de curaj și de ambiție. Mai totuși, suntem aici. Înseamnă că putem și în alte părți să fim. Și... Ai idee de ce vă iese acolo unde... Mă, probabil că e foarte devreme să tragem o concluzie, sper că o să fiți acel 1 din 10, dar știi de ce vă iese și altora nu? Întotdeauna este un cumul de factori, nu există doar un anumit element. Pe de altă parte, echipa care avem e minunată, produsul e bun, suntem harnici, suntem deștepți, lipsiți de modestie. Ar trebui să te hotărăști. Dar eu cred că sunt alții și mai harnici decât noi și mai deștepți decât noi până la urmă. Și eu simt că suntem binecuvântați într-un fel sau altul. Spune-mi un pic de unde a început toată povestea asta. Vorbește-ne puțin despre Australia. Ce căutai acolo? Dacă Clujul e un oraș care nu este din sufletul meu... Hai să vorbim puțin despre unde ai crescut și despre de unde vii, ca să ajungem în Australia. M-am născut în Cluj, la Stanca, care după aceea, după mulți ani, am aflat că a fost grajduri acolo, de animale, dar între timp a devenit ginecologia sau spitalul unde se nasc copii. Într-o familie... medie, zic eu, ca și parte de venituri și cultură sau știu eu, dar care a avut principii bune și am avut niște părinți care au investit în mine și în frații mei, mai am un frate cu 5 ani mai mic și o soră cu 15 ani mai mică ca mine, cu care, din păcate, datorită diferenței vârstei, nu am nu știu ce relație încă. I-am scris la mulți ani și mă uitam, știi cum se apare pe iMessage, mesajele trecute. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Și... Asta era toată conversația între voi, adică? Pe mesaje, cel puțin. Acum, când ne întâlneam, povesteam, dar...
diferență mare și relația, pot să zic că doar de acum începem să avem. Am fost trei frați, m-am plimbat prin la școli generale pe acolo, am făcut mult sport, după care am urmat un liceu teologic care m-a ajutat foarte mult ca și principii. De ce liceu teologic? Cred că datorită anturajului, nu datorită neapărat nivelului de învățământ care era acolo, pentru că era un liceu la început, cred că eram prima sau a doua sau a treia generație pe acolo, deci era un liceu la început și până la urmă a fost și un liceu bun și pe... Dar cum ai ajuns să te duci la un liceu teologic? De ce? Eu, ca și religie, sunt creștin, fac parte din cultul neoprotestanților, să zic așa, deși nu văd nicio diferență care e pe acolo, dar mergeam la biserică de multe ori, în fiecare săptămână, aveam niște prieteni și toți prietenii mei au mers acolo. M-am dus cu ei și a fost cea mai bună alegere a mea. Adică, în perioada liceului, cea mai mare problemă a mea era, aveam teză la istorie sau știu eu, dar de fapt acolo te formezi. Și ca și om. Și toate relațiile care le am în jurul meu acum cu mulți prieteni sunt din liceu și nu din facultate. Majoritatea dintre ei. Lucrez cu ei? Adică sunteți împreună? N-am avut ce face. Am avut o dezvoltare foarte accelerată. Trebuie să angajăm într-un fel sau altul toate neamurile și toți prietenii. Serios? Păi, acum 6 ani am început cu fratele meu, actuala lui soție, 2 angajați și soția și acum 3500 de angajați. Nu. Ai o familie foarte mare. Foarte mare. Vorbește-ne puțin despre cum ai ajuns în Australia. Știu că îmi povesteai de foarte mulți tăi verișori. Da, am mai mulți verișori acolo care... Și ce căutai acolo? Ce ai făcut acolo și cum s-a întâmplat să la box? Sincer? Da. Hai că o zic și pe asta. Eu aveam o firmă de publicitate în 2008, am început-o cu actualul meu asociat care este în toate business-urile în care sunt băgat și eu, cu Radu Lupaș. Și a fost cel mai prost moment să-ți deschizi o companie de publicitate când a început criza după aceea în 2009 sau când a început. Toată lumea avea 2 lucruri din care tăia ca și costuri. Apa de la birou și publicitatea. Noi eram publicitate. Și... nu mergea foarte bine. A supraviețuit, există și astăzi, merge în continuare. Doar că a fost timingul foarte prost. Pe de altă parte, sunt foarte mulțumitor că cu Saladbox timingul a fost perfect. Și o să ajungem și la partea aceea. Dar între aceste două etape, eram căsătorit cu Doro, nu mai știu în ce an, în 2007, da, stai că e ușor, în 7-7-2007 ne-am căsătorit. Anul ăsta facem 11 ani, apropo. Deci, mulțumim. Mă tot mir, da. Mulțumim și... după aceea, în 2011, am plecat, deci la 4 ani de la căsătorie, am plecat în Australia, vreau să plecăm amândoi, mie mi-a dat viză, ei nu. Am ajuns acolo, speram să obțină și aviză între timp, pentru că numai atunci puteam pleca. Am ajuns și la verișorii mei am început, ei lucrau în construcții, zugrăveau pe acolo ce făceau. Verișori care au crescut și ei între timp și acum avem business-uri destul de mari în imobiliare acolo împreună, dar pe vremea respectivă erau zugravi. Și m-am dus și am zugrăvit și eu cu ei. Tu ai plecat cu ideea de a rămâne acolo? Nu, am plecat cu ideea de a lucra acolo. Ideea de a lucra și a sta cu soția acolo. Adică eram la început de căsătorie oarecum. Firma asta mergea și nu mergea. Nu avem nimic ce să ne țină neapărat aici, dar am vrut să testăm ce înseamnă. Nu am fost cu gândul să rămânem, dar am zis să vedem ce e acolo. Și așa ne-am dus în Australia. Acolo e o țară foarte frumoasă, 20 de milioane de oameni, dar pe un continent întreg. Sunt cei mai relaxați oameni pe care i-am văzut. Când e vorba de muncă, muncesc, încep de la 6 dimineața pe șantieră și pe la 2-3 vin acasă și stau cu familia și la plajă și petrec timp împreună. Și acolo, în stilul ăsta de viață foarte relaxat, am văzut salata ca și produs principal. Cum românii stau aici la alte branduri, nu-l dau nume, cu aripioare și cu altele, așa lumea stă acolo la partea de salate. Și datorită climei, și datorită culturii, zic eu. Și stai că, ok, și ce te-ai gândit? Ce ar fi să facem chestia asta în România? Am revenit acasă undeva în decembrie, adică dacă mi-aduc bine aminte, sau ianuarie, ceva de genul era. Nu, era decembrie. Era decembrie, am venit acasă și
Nu, asta a fost în 2010. În iarna din 2010 spre 2011, așa. Și după aia, gândul ăsta de a face ceva pe partea asta de salată, ca și produs principal, m-a bântuit multe luni de zile. Prima persoană la care am spus a fost soția mea și mi-a spus, ce te-a apucat? Ce treabă avem noi cu restaurantele, cu mâncarea, că nu avem nicio... Mm. Și în decembrie, semnasem deja contractul în decembrie 2011 pentru prima locație. A fost cineva care să-ți spună, vai ce idee bună, mergi, fă-o? Nu. Nimeni? Nu. Dar ce te-a... Ok, și atunci... Nu, nimeni n-a crezut în ideea asta. Dar pe de altă parte, am avut susținerea unor persoane pentru că credeau în mine, nu neapărat în idee. Și una dintre persoanele respective a fost Cosmin Micu, un băiat care se ocupă de leasing acum la Iulius Cluj, la care o să rămân recunoscător pentru totdeauna, pentru că a crezut în mine. Și a crezut, adică ce? Ce a făcut? Mi-a dat un contract să-l semnez, cât o carte de telefon, nu știu ce era în el. Da? Și mi-a dat o locație. Aha, deci ăsta a fost primul loc în care voi ați început. Da, cam 9 metri pătrați. Aha. Sala asta e sala de evenimente, pe lângă ce era acolo. Ăsta e? Da. Aici ați deschis, deci ăsta este primul salad box, 9 metri pătrați. Acesta este primul salad box și prima zi. Aha. Eu sunt la casă, nu mă văd, era mai subțire atunci și mai slăbuț, dar sunt la casă. Ce mână e asta? În dreapta? În dreapta, da. Și fratele tău este... Fratele meu e cel care servește. Aha. Ce face azi fratele tău? Poftim? Ce face azi fratele tău? Mai. Contractele la care le-am semnat de cât o carte de telefon, ei le dau în brațe, îi zic, până în data de 15 mai, trebuie deschis magazinul în Algeria sau New York. Deci lucrați împreună în continuare și el se ocupă de extindere. Și magazinul se deschide. Nu știu cum. Eu mă duc la deschidere, dar... E un băiat care are 26 de ani, care a crescut în firmă, practic. Primul job a fost aici și făcea de toate. Și majoritatea au crescut în firmă, dacă o iau așa. Adică de la headquarter, 95% cred că sunt oameni crescuți în firmă cu mulți ani în spate. Și majoritatea au lucrat în locații. Când ai știut că povestea asta e o idee bună? Că înțeleg că nimeni n-a crezut, toată lumea ți-a spus că noi mâncăm carne și între mesele principale, nu numai la mesele principale, și că e o nebunie. Acum, dacă când zic, ai știut că dacă zic că speram de la început să fie așa, aș minți. N-am crezut că o să ia așa în ploare. Pe de altă parte, acest gap care era pe piață pentru astfel de produse era un atât de evident în care mă tot mir că nu s-a gândit nimeni până atunci. Și după primele săptămâni în care am stat să ne dezmeticim ce facem noi acolo de fapt, ne-am dat seama că poate prinde. Și ne-am dat seama pe de altă parte că nu aveam bani să o facem. Încă făceați rețete acasă și crutoane în bucăt în cuptor la voi? Da. Deci toate... Deci la modul propriu cuceați crutoanele în cuptor? Luam pâine de la Panemar, că aia era cea mai bună. Chiar dacă erau crutoane, o luam cea mai bună și mergeam și făceam crutoane seara, dimineața le duceam. Dressing-urile iarăși le făceam acasă, rețetele până la urmă le-am făcut acasă în living, training-ul angajați. Acasă în living? Acasă în living. Sper că nu lucrează nimeni la DSV de aici, dar asta e situația. Și living-ul a fost garajul nostru. Da, nu avem garaje, deci trebuie să ne adaptăm. Da, aveam o fetiță, avea un an și o lună când am început. După ce am deschis, chiar în acea perioadă am aflat că soția era gravidă cu cel de-al doilea copil și soția era singura care știa să facă dressing-uri. Da, asta e problema, când sunau de la Iulius, angajații s-au terminat nu știu care, ce facem. Terminat de alăptat și mergea să facă dressing-uri. Da, ea e Emma. Ea e Emma și aici chiar sunteți la primul moment soție, al lui. Da, aici suntem la birou. Deci biroul meu era masa din food court de lângă stand. Aici făceam angajări și contabilitate prima oară seara când închideam. Și ea e Emma. Ea e Emma. Care avea atunci un an și o lună. Da. Și Emma sală de compania care deține brandul internațional și pe de altă parte și cel mai vândut dressing de la noi. Există un dressing Emma? Da, păi are cel mai multe ingrediente. Nu știu de ce, dar are vreo 15 ingrediente. E greu să-l copiați.
Da. Deci când ați știut că o să funcționeze? Sau mai bine spunem povestea cu Hota. Cu Hota? Da. Ați văzut în poza inițială, deci în prima zi am avut 11.000 de lei vânzări, nici nu știu ce prețuri aveam ca și tranzacții medii și așa mai departe, dar profit, nici nu discut de profit, pentru că noi am vrut să fie bine, știi, și dădeam la ingrediente și alune și rucola și de toate care erau peste ce ne permiteam să dăm, de fapt. Dar am aflat după aia. Deci ați pierdut bani? Nu, am câștigat cote de piață. Și deci ați pierdut bani? Am pierdut bani. Pe ingredientele respective. Dar da, vânzările au mers din prima zi, au tot urcat și astăzi, după 6 ani, locația aia are trend ascendent. Bineînțeles, nu arată așa, e mult mai mare și e cea mai bună locație din țară. Cu Hota, deci vânzările au crescut, coada era tot mai mare și noi, îți dai seama, eram în mijlocul food court-ului, unde... Asta este azi? Asta este același loc. E același Iulius, da. Același loc, 6 ani mai târziu. 6 ani mai târziu. Aici văd când am angajat, unde sunt? Nu știu. 6 ani mai târziu, după... Făcut înainte de deschidere. După un rebranding bun. Și aveam clienți tot mai mulți. Făceam un fum acolo cu puiul, îți dai seama, aveam piept de pui, prăjeam pe un grill, nu știu de care era, dar era un fum de... Nu te vedea bine prin food court și... N-aveam Hota, n-aveam nimic. Cei de la Iulius erau foarte mulțumiți. Uite, concept care prinde, la noi prima locație, tot. Dar, mă, Dani, poate ar trebui să puneți acolo Hota, mă, sau ceva, că, uite, intră mirosul în hainele angajaților, merg la birouri, la companii de IT și nu-i bine. Și au pus presiune pe noi. Ce este parte tehnică? Deci standul inițial noi l-am făcut, de la tras circuit electric la tot pe acolo. Inclusiv vitrina frigorifică am montat-o noi. Au venit cei de la Maxigel, au stat o zi întreagă să monteze și n-au reușit. Era primul model care îl comandasem. Uh-huh. Ei n-au mai avut așa ceva. Și am l-am montat-o noi până la urmă. Dar asta e bine, că am învățat tot business-ul și da, ca atare după aia David merge și deschide magazinele, altfel de unde să știe dacă nu știe să monteze vitrină. Și ne-am dus repede până în Flanco sau ceva magazin de ăsta de electrocasnice și am cumpărat o Hotă, cea mai ieftină, era 111 lei, ții minte, 111. E așa subțire, cred că nici și pentru uscasnic era ceva prea mică. Dar noi am pus acolo și am prins-o în, nu știu dacă poți da înapoi un pic, era un blat așa de pal pe margine, ăla era gardul nostru până nu aveam voie să ieșim și am prins-o la nivelul pieptului, să zic așa, da, acolo, îndrept cu vitrina, cam la înălțimea respectivă, am prins-o în blat și am pus-o, dar bineînțeles, nu aveam tupulatură, nu aveam motor la ea, nu aveam nimic. Și vin cei de la Iulius și am pus-o, e bine? Altceva, nu? Noi nu făceam altceva decât să luăm fumul din grill și să-l scoatem deasupra Hotei tot în food court, da? Ei erau mulțumiți și asta e important. Asta e o învățătură bună, că trebuie să ai relații bune cu cei de la mall-uri și așa mai departe. Chiar dacă sunt doar aparente și nu și-o rezolva problemele. Și Hota respectivă, țin minte că la un moment dat era așa plină de ulei, că am dus-o acasă și am desfăcut-o, s-o spălam la duș, tot ne-a murdărit baia. Și becul care aveam, un bec acolo, era plin de ulei înăuntru. Nu știu cum a intrat. Păi era Hota bună și e așa. Se pot face teste, să vedem cum poate intra ulei într-un bec fără să se spargă becul, nu știu. Care este momentul în care... Mi-am cam de că am vorbit o dată și ai spus că intenția voastră n-a fost niciodată să faceți franciză, de fapt. Care a fost prima franciză și cum ați ajuns de la un 9 metri pătrați, unde habar n-aveați ce faceți, să faceți sistem de franciză? Măi, eram la început cu partea de mâncare, dar pe partea de publicitate eram bunicei. Am venit într-un moment prost în piață, dar eram bunicei. Uh-huh. Și având firma de publicitate, tot nu ne-am făcut reclamă, pentru că ne-am dat seama că aveam o idee foarte bună și un produs bun și prioritatea pentru noi era să ocupăm pozițiile în țară, să ocupăm locațiile bune și fără să dăm de știre la alții. Și toată expansiunea asta a făcut-o pe burtă, dar trebuia făcută rapid. Și atunci am stat, ne-am uitat un pic la bugetele noastre, cât putem investi și unde. Mm-hmm. Am zis totuși, înainte să dăm o franciză, hai să deschidem o locație și am deschis la Iași, să vedem ce înseamnă controlul de la distanță și mm-hmm. Să vedem dacă putem da totuși o franciză. Și am creat la Iași? La Iași, da, în Palace. În Palace. Mm-hmm. Același domn Cosmin m-a rezolvat, trebuie să mă recompensez față de l-am și uitat. Face parte din același grup de mall-uri și m-a ajutat cu locația acolo. Și
Partea bună la noi, precum de la montat vitrină până la rețetele care le-am făcut în living, a fost că ne-am creat procedurile și până la sfârșit de an, din aprilie până la sfârșit de an, am creat proceduri pentru orice făceam. Uh-huh. Și practic am făcut manualul de franciză, adică nu am avut un curier care să ne-l aducă ca și la alte branduri care mai există în România la nivelul acesta, ci am creat tot de la zero. Și asta a fost un lucru bun pentru noi. Vreau să te întreb un lucru, pentru că spui, am deschis compania de publicitate în 2008, care n-a fost un moment foarte bun, da? Adică nu e ca și cum ați fi avut tu sau fratele tău sau oricine, toată lumea a spus că asta nu e o idee bună. Și apoi, în 6 luni de zile, ați făcut toată această procedură cu francizele. De unde ai învățat atât de repede? Sau cum ai știut și de unde ai știut că miza este, îmi trebuie toate locațiile, toate locurile, trebuie să o acopăr cât mai multe locuri din cele disponibile în mall-uri? Adică de unde instinctul acum eu am tot explicațiile logice și strategia din spate. Da. Atunci nu avem, pur și simplu s-au întâmplat lucrurile și pe de altă parte ce eram conștient era că noi nu avem o cultură stradală, la noi toată viața e în mall-uri. Adică dacă mergi la noi pe stradă, sunt bănci, farmacii, jocuri de noroc și second sau shawarma. Ok, și din cauza infrastructurii găsești ușor parcare și tot ce trebuie, toată lumea e în mall. Uh-huh. Plus clima, care vezi tu plouă sau altceva, toată lumea merge în mall. Și mi-am dat seama că mall-urile există un trafic imens acolo care nu au nișa asta de produs acoperită. Pe de altă parte, eram un brand la început care nu-și permitea să investească foarte mult în brand awareness și atunci trebuia să mergem unde sunt oamenii, nu să aducem oamenii la noi. Ok, deci a fost un calcul mai degrabă logic. A fost cineva cu care te-ai sfătuit în momentul ăla, în primele luni, în primele zile? Legat de strategie de expansiune? Legat de orice, că e greu la început, ești singur, adică serios, sunt cele mai grele momente. Când habar n-ai, adică vezi că merge, nu știi exact de ce merge, nu știi exact cum merge, nu știi exact care următorul pas. Păi nu am avut o presiune de nicăieri. Nu aveam fond de investiții ca să pună presiune pe noi sau ceva și oricum lucrurile au mers natural. Și desfătuit, eu sigur că mulți din companie au venit cu multe sfaturi bune, adică nu pot să-mi asum eu meritele pentru dezvoltarea ce avem acum. N-am cum și majoritatea ideilor bune au venit de la angajați și nu de la consultanți, deși am avut și de aceea. Și internațional și firme de audit. Firme de audit sunt foarte bune, dar ascultați-vă de multe ori angajații, pentru că ei sunt acolo zi de zi, de dimineața până seara și se lovesc de probleme, au feedback-ul real de la clienți și pentru mine angajați a fost sursa de învățare sau de mentorare, nu cineva anume. Cum îi ascultați? Cum îi asculți? Nu știu oricine? Dacă... Adică oricine îți scrie un e-mail și zice, Dane, m-am gândit, am o idee, ce ai să faci mai? Sau, uite, asta nu funcționează. Nu, dar eram destul de apropiat. Multe din zilele de început, să zic, în primii ani, acum nu mai îmi permite timpul și drumurile, dar de foarte multe ori mergeam și pur și simplu intram în locații și lucram cot la cot cu ei și mergeam în locații unde nu mă știau mulți dintre ei și mergeam care e cel mai nou, el... Ok, dăm ce ție nu-ți place să faci. Și aia făceam. Și ajungeam să spăl salate sau să mături, dar... Da, aici vin de la fotbal. Am fost la fotbal, era multă lume pe acolo și aveam nevoie de ajutor. Și am intrat și eu să dau o mână. Eram cu fratele meu și cu Vlad, unul dintre foștii asociații. Da. Și eram în partea de spate, tăiam salată. Nu e un... Fișa postului la noi nu e grea. Nu e cum? Nu e grea. Ce spune? Adică partea de training e foarte scurtă și foarte simplă, îți trebuie doar dorință să înveți și dorință să vrei să lucrezi. Asta e tot ce ai nevoie. Da? Deci dacă am dorința să vreau să învăț și să vreau să lucrez, pot să mă angajez mâine la voi? Da. Da? Da. Nu, chiar citam niște studii acum... În România nu se prea vrea să se lucreze și foarte mulți, nu știu, m-am uitat pe niște statistici, oamenii care au între 55 și 65 de ani, deci care mai au totuși 10 ani de muncă, vreo 43% nu lucrează. Sau 43% lucrează, pardon. 43% lucrează, în Germania 70% e proporția. Ok, asta e o discuție
complicată și interesantă și care cred că este lungă, pentru că unul din lucrurile care se întâmplă este că de multe ori sunt supracalificați pentru joburile care li se oferă. Adică e o ruptură foarte mare între una și alta. Și parte dintre oamenii ăștia sunt oameni care au 30 de ani de muncă în spate. Așa e. Și ajung în momentul în care sunt supracalificați pentru ceea ce există. Munca se schimbă și dinamica și ceea ce trebuie să faci. Adică dacă înainte mergeai la fabrică în 3 schimburi, acum e nevoie de altceva. Da. Partea aia s-a automatizat, e nevoie să te reorientezi. Și de ce să nu faci? Care e alternativa? Să rămâi acasă? Ce vreau să spun e că e o relație de ambele părți. Adică cineva trebuie să vrea să lucreze și cineva trebuie să vrea să angajeze. Și ele nu se, ce se întâmplă acum în România, cel puțin, este că ele nu se întâlnesc. Decât rare ori. Ok. Da, spun că e o discuție lungă, adică... Care a fost primul loc în care ați ieșit în afară în României? A fost Ungaria, A fost al vostru sau franciză? A fost franciză printr-un partener care deschisese și la Satu Mare, deci tot în Ungaria, la 5 km. De ce spui asta? De ce? Păi eu când mergeam acolo, mă chiosănăm, nu, ce să le zic. Nu, sunt mulți maghiari în Satu Mare și aveau partenerii respectiv, aveau origini din Ungaria și atunci le-a fost ușor să... Au văzut potențialul business-ului, pe de altă parte orașul nu ducea multe locații. Și azi de ce să încercăm și partea de Budapesta, unde momentan sunt 10 locații și încă una la Debrecen, deci 11 în partea de Ungaria. Am început în 2013 sau 2014. Și America? Cum ați ajuns la Miami? Adică cine a luat o franciză Salad Box la Miami? Mai ai fi uimit când că e plină America de restaurante de salate. Așa e, dar a noastră e special. Cum? A noastră e special. Ok, dar cine a luat-o? Cine? Un român care... Și de ce? După ce ne-a cunoscut și a venit la noi la birou și a văzut ce facem și cum facem și de ce facem, a prins așa mult curaj că și-a vândut tot ce avea aici. Soția lui profesa în avocatură de 6-7 ani, au renunțat. El era, un investitor foarte bun pe partea de imobiliare. Au plecat amândoi cu copil, s-au mutat în Miami și au vândut case de aici și și-au cumpărat 2 apartamente acolo și au investit în Salad Box. Deci au renunțat la tot și s-au dus acolo ca să lucreze cod la cod cu toți, angajații și să facă livrări și să facă din avocat livrator. Pentru că au crezut într-un vis și drumul pe care îs e unul foarte bun pentru ei. I-a ajutat ca și familia și și financiar o să fie o recompensă foarte bună. Locația de acolo o preconizam să fie pe break-even operațional în 6 luni și a fost după luna a patra. Acum se împlinesc 10 sau 11 luni de când s-a deschis. Deci... Stai un pic ca să înțeleg. Deci sunt oameni care au... sunt doi oameni care au renunțat aici la avocatură și au luat bagajele și au luat familia... S-au luat unul pe cel și s-au mutat la Miami și s-au hotărât să deschidă o afacere a lor și anume să facă un Salad Box. Și acum au mai multe? Sau au doar acea singură locație? Firma a crescut, a mai intrat cineva partener cu ei și s-a deschis și la New York. Și tot ei sunt? Acum sunt jumate-jumate. Firma a crescut și mai mult acum, am intrat și eu cu ei și o să fie deschise anul acesta încă vreo 3 locații la New York. Oarecum testul... Îi știi pe toți cei care au o franciză de la voi? Da, da. Acum nu am ieșit cu toți în concedii, dar cu o parte am ieșit. Dar de știu, știu. Și de obicei cam asta e unul dintre... Nu pot să zic că e un element neapărat la fiecare definitoriu, dar un om care poți să-ți plătești un concediu, poți să faci și business și poți să-ți fie și francizat. Și înțeleg că atunci înainte faceți concedii împreună și apoi începeți să faceți business? Nu, dar dacă vii cu noi în concediu, acolo se face business, o să vezi. Avem un grup, am fost anul trecut la Livigno, o localitate superbă și am sunat la hotel, câte camere aveți? Băi, 20 ceva. Ok, dați-mi-le. Câte? Toate. Și, păi nu pot să vi le dau toate, nu. Mi l-a dat până la urmă, am plătit avans. În 10 minute am vândut toate
camerele la prieteni. Am făcut un grup de WhatsApp, cine vrea să vină. Și mi-am dat seama că toate afacerile se fac acolo, la birou, când se întorc ei doar semnează. Și oamenii sunt mai relaxați, ies din pantofii lor de servici și se deschid altfel. Și atunci eu cred că în business e foarte important relația dintre oameni și să fie pe același set de principii și valori. Pentru că de multe ori ajung să fie împreună pe bază de competențe sau de nevoi profesionale. De ce știm dar, să facem. Exact, dar rămân împreună datorită principiilor comune. Știu că mi-ai spus chiar înainte să intrăm, când vorbeam despre cum alegi care e următorul lucru pe care îl faci, următoarea frontieră, și știu că mi-ai spus un lucru interesant, și anume, ce mi-ai spus? Că ne alegi ce-ul. Da, ui ce zic. Da. Acum, idei sunt multe și eu cred că fiecare dintre noi avem multe idei chiar foarte bune. E foarte important să ai o idee bună, dar mult mai important este cu cine faci și ceea ce faci sau ceea ce vrei să faci. Și mă uit în jurul meu întotdeauna și găsesc oameni faini, oameni cu care aș putea face ceva, oameni la care le descoper calitățile și atunci găsesc și ce să fac cu ei. Și majoritatea partenerilor mei de business sunt foarte multe companii. Pe mine m-a ajutat declarația aia 088 ca să văd în ce companie-s băgat, că altfel nu știam. Și e declarația pentru un codul de TVA care te pune să spui ce alte companii toate... au, ai, ce exact. Firme, ce facultate ai făcut. Ce... Ideea e că după atâția ani de business, anul acesta a fost prima dată când mi-am făcut o companie în care sunt eu singur. Până acum am fost doar partener cu alții, pentru că eu cred în lucru în echipă, cred în calități complementare, cred în... Da. Cum alegi cu cine lucrezi și cu cine nu? Și că asta e unul dintre locurile în care de multe ori antreprenorii sunt dezamăgiți. Parteneriatele. Cum alegi? Cum alegi ce oameni să sui în mașina aia care hotărăște undeva? Eu cred că sunt la fel și de genul de oameni cu care lucrez ca și angajați și care să ții parteneri și... Că până la urmă e vorba de un parteneriat pe partea de acțiuni sau pe partea de muncă de zi cu zi. Și, întotdeauna îi aleg în funcție de principiile pe care le au. Și pe de altă parte, pentru mine, munca mea acum e să găsesc oameni buni, mai buni decât mine, deci abia aștept să-i găsesc, și când îi găsesc, îi iau. Și nici măcar nu aia e partea grea. Partea grea e să fac să lucrez împreună. Pentru că fiecare vine cu un ego destul de mare, datorită istoricului de unde vin, și fiecare vrea să demonstreze ceva și varianta lui mai bună decât altuia. Poți să-mi dai un exemplu de cum îți dai seama ce principii au oamenii? În viața reală? Cum îți dai seama? Mai tehnologia asta ajută așa de mult. Deci în 10 minute poți să aflu cel puțin pe hârtie cine e Andreea Roșca. De la baze de date, de la SRI, la finanțe, la istoricul tău de... Cum ai putea să ai acces la bazele de date de la SRI? Nu, ai prieteni și pe acolo. Nu te întreb. Nu, România e o țară mică. Faci 6 ore de la Cluj la București când avem drumuri, nu? Pentru că e țară foarte mare și numele pe care îl ai în țara respectivă contează foarte mult. E mult mai greu să ai un nume bun decât să faci bani. Și de aceea trebuie să fii foarte atent la tot ceea ce faci și să te ții de cuvânt, chiar dacă asta înseamnă să pierzi bani de multe ori. Și eu cred că principiile unui om, îți dai seama din conversațiile care le ai cu el și vezi ce priorități are și cum pune problema și ce e important pentru el și cum își alucă resursele, pentru că unde îi merg timpul și banii acolo și valorile. Și dacă nu ai aceleași principii, n-ai cum să duci business-ul mai departe. Dacă unul vrea să facă profit mare, indiferent de cum și ce face. Asta a fost pentru noi un principiu bun. Faptul că am ales să lucrăm corect încă de la început. Altfel nu poți să scalezi și nu poți să ai control. Și avem un adaos micuț, dar pic cu pic se adună. Pentru că
avem volume mari și am preferat să avem pic cu pic decât să dăm tunul, care nu-i sănătos. Uite-te la toți care au câștigat la loterie sau ce surse au, cum au venit așa, s-au și dus. Mie mi-a luat destul de mult timp să înțeleg cam cum arată structura în momentul ăsta. Și aș vrea să vorbim un pic despre ea, pentru că mi se pare foarte interesantă alcătuirea ei. Și anume conceptele care sunt parte din grupul care încă n-are nume și sperăm să capete unul cât se poate de curând. Pentru că sigur că toate sunt în zona de mâncare. Dar, da și nu. Da și nu? Care nu e cu mâncare? Mai avem și alte, ajung și acolo. Ok. Dar ce mi se pare mie foarte interesant este cum ați făcut voi că ați luat acest salad box care a început să funcționeze și cumva ați început să creați în jurul lor tot felul de chestii. Okay, și aș vrea să vorbești un pic despre gândirea din spatele acestei rețele de concepte. Eu nu intru să investesc sau să-mi ocup timpul cu proiecte care sunt limitate. Uh-huh. Adică încerc în ceea ce intru să fie scalabil și să poți să faci la un volum mai mare. Pentru că energia care o faci la început, care o dai la început pentru unul sau altul, e aceeași. Uh-huh. De ce e important să fie scalabil, să poată fi replicat și să fie modular? De ce e important să crească repede? Nu să crească repede, ci să crească mare. Să crească mare. Ok. De ce e așa de important? Pentru că vreau să creez un context în care și alții se poată să facă bani. Vreau să creez un context în care ceea ce faci să aibă impact cât mai mare în societate și în jurul tău. Pentru că pe noi nu ne ajută foarte mult. Noi încă nu conștientizăm ce facem și unde suntem și e ca și vinul, după ce simți adevăratul gust doar după ce l-ai băut, știi? Adică noi încă n-am terminat, nu știm ce facem sau care e efectul la ceea ce am făcut încă. Suntem prinși acolo în rotația aia. Și deci, să fie, gândirea din spate e așa, trebuie să fie, să crească, da, și să fie modular. Ce altceva? Deci cum gândești? Eu cred că o rețea de asta de șase? Îți răspund la întrebare dacă îți explic structura din spate. Mm-hmm. Okay. Te rog. Am început cu salad box-ul acum 6 ani. Potențialul României undeva pe la 70 de locații, pentru că nu vreau să fie la fiecare colț ca și alt brand. Mm-hmm. Așa. Și momentan suntem pe la 50 ceva de locații prin România. În România. Da. Și atunci am început să ieșim în afara țării înainte să ajungem la capacitate maximă, pentru că oamenii care i-am în management și în companie la headquarter au skill-uri de dezvoltare și nu de optimizare de costuri sau de management. Deci trebuia să le dai ceva de făcut. Aveam un anumit flux care trebuia să continue și atunci am început să ieșim în afară înainte să ajungem la capacitate maximă aici. Uh-huh. Pe de altă parte, pentru mine clienții Salad Box nu sunt doar cei care consumă salate, ci și cei care cumpără francize și trebuie să mă gândesc și la ei. Toate locațiile erau profitabile și atunci am un francizat în Pitești, ok, are o locație. Vrea să-și deschidă și pe a doua și pe a treia, dar orașul, din punctul meu de vedere, nu duce mai multe locații. Uh-huh. Și ca să nu înceapă să investească el în transportul sau altă industrie și energia și focusul lui să meargă dincolo, o trebuie să-l țin captiv acolo și să-i dau de lucru mai mult. Și atunci profitam de pe profitul lui de pe Salad Box să investească în alte concepte. Trebuia să am grijă însă ceea ce se deschide să nu ia din clienții Salad Box, să fie concepte complementare. Uh-huh. Pe mine m-a ajutat că aveam putere de negociere mult mai mare cu mall-urile și în foarte multe mall-uri aveam 60-70% din suprafață. Negociam chiriile la pachet, materia primă negociam la pachet și toate avantajele care decurg din a fi un Goliat. Astăzi. Și toate conceptele, dacă te uiți, sunt pe trend de viitor. Nu știu, Nar Coffee, e o cafea de specialitate care România încă e pe produs Starbucks ca și cultură și ca și consum, dar o să se schimbe, ăsta e următorul val. Și chiar citeam niște articole interesante în România legat de nou val de cafea, suntem pe direcția cea bună. E Nar Coffee care e complementar cu Salad Box-ul, e Pepme Pepper, de exemplu, acest are o istorie interesantă, este un produs similar în Turcia,
au vreo 200 de locații și vreo, o cifră de afaceri de vreo 300 de milioane de euro. O medie de 1,5 milion, ceea ce e foarte bine pe locație. Și am vrut să ducem conceptul respectiv aici. Pe de altă parte, trebuia schimbat mult la design, la produs. Trebuia să făcute schimbări ca să fie primit pe piața din România, e altă cultură. Ne-am dus la ei și ne-au cerut, nu mai știu, vreo 700.000 de euro ca să ne dea master franciza pe România. Și am zis, măi, nu, dă-mi tu mie 500.000 ca să deschid conceptul tău. Ei, și zice, cum îmi cer tu mie bani? Zice, e prima dată când aud așa ceva. Zic, e simplu, pentru că eu o să-ți cresc brandul tău pe piața asta și îmi asum că deschid 50 de locații în următorii 5 ani și investesc 5 milioane în conceptul acesta. Mă rog, n-a vrut. Deci voi plătiți acum dacă dați o master franciză cuiva? Poftim? Dacă voi dați o master franciză Salad Box, da? Deci dacă îi dați cuiva voie să ia master franciză, da? Depinde cum negociez. Eu totdeauna mă duc la negocieri în Adidas, că sunt mai confortabil. Ei, dacă sunt cu pantofi, sunt mai rigizi. Acum a căzut dealul cu ei, n-a ieșit. Ce am făcut? I-am urcat în avion pe șeful meu pe operațiuni, pe bucătarul șef, pe designerul cel mai bun, pe brand și așa mai departe. Băieți, asta vreau, aveți 2 luni la dispoziție să veniți cu conceptul. 2 luni a ieșit asta. Pe partea de produs, pe partea de brand și așa mai departe. Am băgat în brandul acesta undeva la 1.200.000 de euro în locațiile actuale, vreo 8 locații. Plus minus operațional, probabil că se ajunge la 1.500.000. Asta e altă poveste. Toată lumea se gândește de unde se fac rost bani să deschidă ceva. Pentru că a fost o țară în care nu prea au fost bani de investiții. Dar puțin se gândesc ce se întâmplă după ce deschid și în ziua de astăzi, pe food, cel puțin, credeți-mă că trebuie să aduceți bani de acasă o perioadă de timp până luați cotă de piață. Salad Box a fost singurul concept în care nu s-a adus bani de acasă din prima zi. Singurul concept din grupul vostru? Da, da, din grupul nostru. Am băgat grosomod 1,5 milioane în brandul acesta. Acum, după un an și ceva, au venit turcii să ne cumpere. Pentru 8 restaurante? Pentru ei nu sunt 8, pentru că strategia mea a fost să iau locațiile cele mai bune și avem în Băneasa, în Promenada, în Afi, în... Și deci, ei dacă vor să intre în țară aici, le e greu și nu au cum. Și atunci preferă să dea o sumă de 10 ori mai mare să te cumpere, mai bagă încă 5 milioane și au luat o piață întreagă. Din păcate, piața din România, singurul dezavantaj la ei e foarte mică. Da, da, ok. Și atunci ați creat această, cum să-i spun, această strategie care acoperă mai multe concepte și mai multe nevoi sau categorii de gusturi? Da, dar strategiile și care în același timp acoperă și strategiile harta? A fost diferite. Da, a fost diferite. La Narcofi, de exemplu, partea de cafea, e foarte greu să găsești oameni, da? Toată lumea de acord. Și atunci ceea ce am făcut, am luat 20% din companie și am dat la oameni cheie. Gen 3% la barista, care era cel mai bun, era pe locul 10 în lume la... Adică cel care prepară cafeaua. Da, la latte art și la roasting și după aia am dat 3% la omul cu brandul, 3% la omul cu designer. Și decât să dau 10.000 de euro pe fiecare magazin care o deschid la designer, mai bine dau 500.000 de euro cât să-i acoperi costurile, pentru că și el e acționar acolo și am exclusivitatea lui pe partea de cafenele. Oamenii nu caut. Toți oamenii care vor să învețe de la băiatul ăsta vin și dau ei bani ca să fie învățați. Deci n-am problemă cu barista. Deci interesant, ai luat cei mai buni oameni când ai deschis câte un concept și i-ai invitat sau le-ai dat parte din business? Ei nu conștientizează cât de important pentru ei, dar încep să vadă. Sau nu au conștientizat atunci. Un artist, de exemplu, cum e designerul. Măi, ei sunt foarte buni, atâta timp cât sunt în fața trendului și în fața pieței și au idei bune, dar la un moment dat toți clachează. Și dacă n-au o echipă mare din spate care să-i aducă sau să-i ducă mai departe când ei clachează, business-ul lor moare odată cu ei. Și atunci, faptul că sunt acționar într-o companie care, de unde le vine un venit indirect, e mare lucru pentru ei. Interesant. Și atunci câți parteneri sunt? Adică asta înseamnă că aici sunt mai mulți. Aici sunt foarte mulți parteneri. Da, dar nu am treabă operațională. Eu trebuie să dau numai finanțare și locație și am rezolvat conceptul. Și am făcut prăjitoria noastră, suntem distribuitori la Marțoc, avem echipamentele, adică totul am gândit scalabil. Suprafețele pe care vrem să facem, știu că o să se eliberează în toamnă multe spații de 60 de metri pătrați pe stradă, o să vedeți. S-a schimbat un pic legislația la ce înseamnă jocuri de noroc și pariuri. Și o să le elibereze ca locație. O să le elibereze, da. Și tot așa și celelalte concepte au venit ca și completare.
Întrebarea este cum îți vin ideile și mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o, în care vorbeai despre un moment când o duceai pe fiica ta la școală, cred că pe Emma, probabil, da. Și în Cluj, da? Și povestește-ne un pic de momentul acela și ce ai constatat despre Cluj și cum a dus asta la o idee. Apropo de curiozitate și de a observa realitatea. Asta a fost o discuție cu tine, dar nu mai știu ce am zis atunci. Eu ți-am zis că nu ții minte. Da, ok. Dacă e o discuție confidențială despre oamenii care ies, că nu se uite nimeni la oamenii care ies din Cluj? Ah, ok, da. Unul dintre momentele mele preferate e când o duc pe Emma la școală. Deci eu nu sunt o persoană matinală deloc. Poți să-mi pui ce eveniment vrei cu Andreea Roșca dimineața când nu mă trezesc. Dar să mă scol, să o duc pe Emma la școală, să fac o oră prin trafic, e momentul în care eu o cunosc și ea se deschide față de mine și mă tot minez de ce scoate și ce zice. Și într-o astfel de dimineață, stând în trafic foarte mult, mi-am dat seama că toată lumea se înghesuie să intre în oraș și nimeni nu se gândește și se adună în centru unei concurențe mari, chiriile sunt mari și nimeni nu se gândește la ce se întâmplă când oamenii ies în afara orașului. Și ca și tipologie de locații, noi avem mall-uri, avem business center și avem stradal, mai rămâne partea de online, care oricând poți să intri sau să ieși din ea, care nu e limitată ca și spațiu, și mai e partea de drive-thru, care încă nu e optimizată sau nu e fructificată la maxim. Și într-o discuție cu Emma, deci cu un copil de 6 ani, mi-a venit ideea să exploatez și partea asta. Ce te-a întrebat? Nu mai știu. Dar despre ce vorbeați? Nu mai știu. Era trafic, era coadă, era asta, nu mai știu ce mă întreba. Ok, și ți-a venit ideea să, din discuția cu ea, ți-a venit ideea să? Să fac un drive-thru. Să faci un drive-thru. Da. Okay. Și de la un drive-thru am dus discuția, bă, același principiu, nu mi se merită să fac, hai să vedem scalabil câte. Și dintr-o dată m-am trezit cu o listă de 50 de drive-thru care trebuie de făcute în România. Cum? Da, pentru că nu poate să fie unul singur, nu e așa, trebuie să fie multiplicat. Am cerut, e foarte interesant, am cerut niște cifre de la firme de IT din Cluj și mi-am dat seama că 28% din angajații lor lucrează pe schimb de noapte. Deci structura de job s-a schimbat, lucrează cu alte țări care au alt fus orar. Dacă vrei să mănânci seara, ai un McDrive și ceva shawarma, atât. Un cinema în aer liber nu mai este multe care poți să le faci atașat unui drive-thru. Ne-am dus acolo și la Polus, e prima locație care am identificat în Cluj, mă rog, Vivo, cum o spun ei, și e o problemă ca toate mall-urile cu autorizațiile, nu pot să construiesc. Și atunci mi-am venit ideea să facem pe containere. Și dintr-o idee și o joacă, au ieșit niște proiecte foarte faine care să fie implementate în perioada următoare. Pentru că am văzut Aperto, mi-am adus de asemenea aminte de... Vorbește-ne puțin despre cum s-a născut Aperto, te rog frumos. Da, eu am 3 fete. Emma, care a fost la deschiderea de la Salatbox, să zic așa, după care următoarea e Tessa, ea are 5 ani momentan. Ea seamănă foarte tare cu mine, fizic, dar ca și temperament seamănă foarte tare cu mama ei. Una într-una se joacă în bucătărie, are tot felul de bucătării de la Ikea și de la tot felul de magazine și îmbină joaca asta de a găti cu joaca în sine, cu copii, și m-am gândit cum ar fi să facem noi un restaurant în care să fie un loc de joacă pentru copii, în care părinții să poată să stea liniștiți după aceea, un restaurant în care omul să vadă cum îi se gătește în fața lui și să poată să meargă să alege din diferite centre. Pe de altă parte, să fie învățați cum să gătească și de ce nu să le vinzi ingredientele din care se fac mâncare, să le gătească și acasă. Deci tot de la una dintre fetele tale? Oarecum, da. Și e un spațiu de vreo 1000 și ceva de metri pătrați aici în București. A fost primul proiect, urmează încă 2 anul acesta. Unul în zona de nord a Bucureștiului și unul în Cluj. Și e un proiect care mie îmi place foarte mult. Mai e de lucru la el, dar... Cum îți vin ideile? Asta a venit, structura lui a venit și din multe nevoi. Găsești foarte greu un bucătar care e scump să-l aduci. Majoritatea bucătarilor buni sunt plecați. Și atunci,
tot business-ul e făcut pe centre. Centru de pizza, de paste, de pește și așa mai departe. Eu când aduc un om nou să-l trainuiesc, am nevoie de 3 zile ca să-l învăț să facă paste, dar ăla numai paste face. Și atunci nu ai nevoie de oameni super calificați pentru asta. Ce mă întreb este cum îți vin ideile și cum, hai ca să întreb într-un mod mai sofisticat, ce întrebări îți pui tu ție și când faci lucrul ăsta ca să găsești oportunități? Cele mai bune ce fel de a gândi aș putea răspunsuri, eu să-mi dezvolt? Nu întrebările, ci răspunsurile care îți vin și le vezi, e când călătorești. Eu îmi place foarte mult să călătoresc și de fiecare dată când mă duc într-o altă destinație, pentru mine e o învățătură, atât din punct de vedere al culturii, al felul în care lucrează oamenii. Din țările mai avansate văd cum o să ajungă România în câțiva ani și, de exemplu, pentru mine ce este foarte important la America, pe lângă partea financiară, care e o piață foarte mare, e ceea ce pot învăța acolo. America este cu 5-6 ani în fața Europei. Tot ceea ce învăț acolo și aplic, o să fiu primul în piețele celelalte. Ca și know-how. Și în călătorii văd foarte multe lucruri care nu sunt pe anumite piețe, doar ce trebuie să fiu atent este timing-ul și persoanele cu care le fac. Deci ideile vin din călătorii și din frământări. Cum adică din frământări? Din întrebări, adică, la care n-ai răspuns. Din întrebări sau frământări sau frustrări de multe ori. Și eu mie îmi place să un om care își asumă riscuri și nu toate proiectele o să-mi iasă, sigur de asta. Sunt curios care e ăla care nu o să iasă. A fost ceva ce nu ți-a ieșit până acum? Ca și business n-am închis business în sine. Deși nu e un lucru rău și cred că poți să înveți multe din fiecare eșec. Pe de altă parte, am avut locații care le-am închis. În Germania, când am deschis chiar la începuturi, aveam o locație mai lăturarnică și nu mi-am dat seama cât de importantă e locația. Și că costurile mari cu angajații erau aceleași, că erau într-o parte, că erau în alta. Și banii care investeam în marketing ca să aduci traficul nu compensau cu banii care trebuia să-i plătești în plus pe chirie, pe o locație mai bună. Aș vrea să vorbim puțin despre un episod mai complicat din viața ta. Nu există. Nu există, ok. Vorbește-ne puțin, te rog frumos, despre relația ta cu Vlad. Da, nu e un episod complicat, e un episod care a venit și a trebuit să-l luăm ca atare și... Vlad e în mijloc. Vlad e cel din mijloc, da. Cum l-am cunoscut eu pe Vlad? Vlad era de la 15 ani, Doro, împreună cu sora lui Doro, actuala mea soție, erau împreună. Și am copilărit împreună, în aceeași, tot pe lângă același socru și soacră. Concediile le făceam împreună, timpul petreceam împreună. Am deschis Salutbox-ul și el cu Radu, au vrut să vină și ei. Le-am zis, ok, sunteți bine primiți ca și acționari și voi aici, le-am luat... nu mai știu, ceva de genul, 1000 și ceva de euro pe bani de nimica, dar ce am cerut de la ei să vină să fie implicați în business și să tragă cod la cod cu noi și care eram deja acolo și a venit cu inima deschisă și astfel, cred că din 2012 cel puțin, eram zi lumină împreună. La lucru eram împreună, acasă stătea vis-a-vis la 5 metri, concediile împreună, copiii creșteau împreună și... este un băiat foarte fain. Mie îmi place să vorbesc la prezent de el. Un tată minunat care de multe ori când cu dezvoltarea asta eram pe drumuri. Deci... Numai că ce s-a întâmplat este că Vlad avea această pasiune pentru lucruri el, extreme. Cât timp eram plecat, el era un tată bun pentru copilul lui, cât și pentru a mei. Acum... situația a fost că în octombrie 2016 a murit într-un accident de parașutism la 28 de ani. Asta e chiar el? Asta e chiar el, dar nu e din ziua respectivă. Îi plăcea foarte mult partea asta de adrenalină și era de fapt instructor, era foarte bun în ceea ce făcea, orice sport prindea cât ai clipi.
și avea acum vreo 500 de salturi la activ în momentul respectiv. S-a întâmplat un incident care nu există explicație nici în ziua de astăzi și de aceea cazul încă nu e închis. Ce s-a întâmplat? S-a deschis parașuta de rezervă în timp ce era în avion și l-a expulzat afară din avion. S-a agățat de aripă, s-a lovit de aripă și practic i s-a rupt și a căzut de la vreo 3000 de metri cu vreo 200 la oră fără parașută. A fost octombrie, 15 octombrie 2016, dormeam, era sâmbătă dimineața, dacă mi-aduc bine aminte, și a venit soția și m-a trezit că s-a întâmplat ceva cu Vlad, că nu răspunde la comenzi sau la resuscitări sau ceva de genul. M-am trezit, încă credeam că e visez sau ceva, și o luasem după aceea pe soția lui, pe Andreea. Ea era gravidă, trebuia să nască zilele alea, ziua aia, ziua următoare, și ca urmare, de fapt, a născut în ziua următoare de după mormântare. Al treilea copil, au și ei trei copii. Și am plecat pe câmp, am ajuns acolo. Eram primii pe lângă poliție și ce mai era pe acolo. Și Andreea era pe el, acolo, deasupra lui, plângea. Eu m-am dus să încerc să o ridic, la un moment dat că poliția ne spunea că trebuie să mergem, trebuie să, nu știu ce vrea să facă, să ia echipamentul, să ia. Și n-am avut putere nici să o ridic de jos. În schimb, fata asta, e femeie, de fapt, nu-i fată, are o putere în ea de mută munții. Nu știu cum a reușit și a trecut peste și duce trei copii, ceea ce nu e ușor. Adică să faci business în ziua de astăzi, de la un anumit nivel încolo, e destul de ușor. Sunt pur și simplu niște cifre care trebuie așezate bine. Pe de altă parte, să rămân cu soția acasă cu trei copii e mai complicat. Deci e mai obositor cu copiii decât la lucru. E mai greu să negociez cu ei decât cu fondurile de investiții. Și nici nu vreau să-mi imaginez ce înseamnă pentru Andreea să fie singură, fără susținere și să doarmă singură și să ducă greu ăsta. Din fericire, s-a găsit un om pe care eu îl apreciez pentru iubire, că altceva nu știu ce poate fi. Și weekendul acesta fac cununia civilă și se căsătorește. Înțeleg, fiind un ceas bun, nu? Ce se spune? Sper că altfel îi rup picior. Cum a? Nu, dar e greu pentru copiii aceia să crească fără și când a venit în viața lor, pentru că eu mă implicam cât puteam, dar la mine nu e natural chestia asta să stau zi de zi cu copiii 8 ore și așa mai departe, adică mă educ să fac asta de multe ori, prefer să fac business, că e mai ușor, ți-am spus. Și copiii aceștia când a venit el în viața lor, s-au atașat foarte tare de el și cred că ar fi o pierdere foarte mare să se întâmple iarăși ceva. Care a fost pentru tine impactul? Ce s-a întâmplat cu tine în momentul în care Vlad a dispărut? A fost octombrie, eu în fiecare iarnă eu plec în Australia cu copiii și cu familia. Sunt multe luni în care sunt 4-5 zile pe lună acasă și tot cu business-ul plecat și atunci e când ne conectăm noi ca și familia. Când e noaptea acolo, zi aici și e o țară foarte frumoasă și oameni foarte faini acolo. De obicei mergeam și nici anul respectiv n-a făcut o excludere în sensul că ne-am dus și atunci. Vorbesc mai tare, știa. Ok. Și am plecat în noiembrie, toți împreună, doar că de data aceasta mi-au luat și părinții și sora și socrii și pe Andreea și pe copii și pe toți. Și am plecat în Australia. Oarecum i-am dus pe toți pentru că iarna aici e destul de rău și pohomorât și la 4 seara se întunecă, 4 după masa se întunecă, ar fi doborât-o prea tare pe Andreea. Și oarecum am fugit, am ieșit un pic din toată treaba asta ce s-a întâmplat și când ne-am întors ne-a lovit înapoi realitatea. Toată lumea era la pământ, eu am încercat să fiu stânca din jurul lor, atât la job cât și cu familia, cu copiii, cu socrii, care să vezi oameni în toată firea doborâți și care pur și simplu nu mai sunt coerenți în ceea ce fac.
Am încercat să fiu stânca aceea și am fost mult timp, până la un drum de Cehia, în schimb, când aparent sunt foarte prost conexiile de zbor și am plecat cu mașina singur pe un drum de 12 ore de condus. Și atunci m-a lovit. Mi-am dat seama că eu nu-s bine și că n-am trecut, de fapt, peste moment. Și că, într-un fel, eram supărat pe Vlad, pentru că m-a lăsat cu toate. Chiar dacă n-a fost nimic intenționat. Și mi-am dat seama că nu-s ok. Pe de altă parte, mă gândeam, măi, nu e ok că nu ești ok. Și după ce am stat-o și am frământat-o și pe asta, mi-am dat seama, bă, e ok să nu fii ok. E ok să fii doborât, e ok să ai momente mai bune, să ai momente mai proaste, și în viață, și în business, și peste tot. E ok să... Toată lumea care e în față, de obicei, e foarte mare, e foarte tare, știe să facă... Dacă vă uitați pe structurile de business, sunt foarte faine și așa mai departe, da? Fiecare are dificultățile lor și momentele lor mai sensibile, să zic așa. Și atunci, pe de altă parte, să văd adevărații prieteni care sunt pe lângă tine. Deci e ok să nu fie ok. E ok să nu fie ok. Și e foarte și ok să ceri ajutorul, și ok să fii vulnerabil. Și... Acela este momentul în care ați încercat să aduceți pe cineva din afară în companie? Da, am adus specialiștii de care vă ziceam. Știu că îmi povesteai de un moment când ați adus un chief operating officer. Și mi-am adus aminte că mi-ai spus și atunci s-a rupt compania. Acela a fost momentul. Da, imaginează că am crescut împreună toți de acolo și fiecare știam competențele fiecăruia, știam cum să-l luăm ca să ajungem la rezultatul dorit. Și eram pârghia dintre toți și legam oamenii aceia și departamentele ei. În sine erau mult mai buni decât mine pe departamentele lor. Rolul meu era să creez un context în care ei să-și desfășoare ceea ce știu și să împreună să le dau viziunea și strategia și împreună să ajungem să ne deplinim obiectivele. Când am adus pe cineva de afară, un om ok, competent, foarte competent, foarte deștept, dar s-a rupt, ceva acolo s-a rupt. Și a fost un an de test, de schimbări majore, de structură, de mod de lucru, de presiune, de n-a funcționat și ne-am despărțit și am zis, mă, poate a fost un caz izolat, hai să mai cerc cu altcineva. Și mi-am dat seama că nu asta e soluția și ce am făcut, am crescut 5 oameni din cadrul companiei în care eu cred foarte mult, care au crescut cu compania și care încerc să-i crești pe partea de competențe, pe partea de loialitate, sunt foarte ok și sunt foarte devotați și am făcut un management participativ cu ei 5. Ce este un management participativ anume? Cum funcționează? Adică mod de lucru e mai complicat și nu o să intru în detalii, dar... Nu, dar ce înseamnă? Scurt, adică înseamnă scurt, că fiecare ei, pe rând este... Pe scurt, ei ca și grup, ei au deciziile în companie, ce se întâmplă din punct de vedere operațional. Toate deciziile. Și mi-am dat seama că sunt un lucru bun pentru că eu trebuie să iau niște anumite decizii care mi-erau prezentate de tipul ăsta sau oricine altcineva, care erau filtrate destul de subiectiv prin persoana respectivă. Așa, venind dintr-un grup cu mai multe păreri și o singură decizie, e mai ușor. E mai ușor și e mai bine. Și rolul tău care este în cazul acesta? De ce fac asta? Ca să înțelegi. Fiecare concept vreau să meargă din punct de vedere operațional distinctiv. Adică fiecare are headquarter, finanțare separată, oameni separați și așa mai departe. Pe de altă parte, e foarte greu să găsesc 10 oameni de marketing și pe care găsești să-i plătești cu 1000 de euro îs de anumit nivel. Mi-e mult mai ușor să găsesc unul de 10.000 de euro și să-mi vând serviciile de marketing către fiecare, către fiecare concept sau achiziții sau franciză. Sau. Îmi vine o delegație din UK în Polus, de ce să-l duc la Sărătbos când acolo mai sunt încă 5 concepte? De ce să nu duc să vadă toate? Nu știi care ți-o ia până la urmă, știi? Și am creat firmele astea, departamentele respective, care de fapt sunt firme de sine stătătoare, care își vând serviciile către celelalte concepte în care suntem implicați. Întrebarea e care e rolul tău în 5, structura asta? Oamenii aceștia 5 conduc toate departamentele respective, care sunt 12 la număr. Rolul meu e să-i învăț tot ceea ce știu eu și să preia ei. De multe ori particip la ședințe cu ei și ei duc ședințele,
ei iau deciziile și dacă știu eu să o fac mai bine sau mai rapid sau mai ieftin decât ar face ei, îi las pe ei să ia deciziile și încerc să-i duc pe ei înspre răspunsul respectiv. Deci te-a și costat povestea asta. Înțeleg că costă măcar la început. Costă. Deci deciziile lor care sunt luate acum, multe sunt greșite și la o parte din ele am soluția, dar nu le-o dau. Dacă le-aș da, i-aș duce înapoi de unde au pornit. Le-aș lua toată încrederea în ei, le-aș lua tot ceea ce au muncit în ultimele 8 luni de zile. Deci sunt acești 5 oameni care conduc în momentul de față tot ce înseamnă grupul, da, practic, și care nu iau întotdeauna deciziile cele mai bune. Și lași pe ei să-și dea seama unde au greșit? Da. Dar de multe ori pot să învețe și să vadă doar dacă văd consecințele. Dar înțeleg că asta totuși costă în bani, nu? Sau... Da. Ți-a zis cât m-a costat în ultimele 4 luni? Da. 200.000 de euro. Ok, nu înțeleg. Cu ce comparăm? E mult, e puțin? Profitabilitatea care o aveam înainte și după ei. Da, dar în procente sau cumva, adică... Ți-am zis-o în bani. Okay, deci e mult sau puțin? E mult. Sunt oameni care știu cifre și dacă zic și procentul, după aia calculează altceva. Ok, am înțeles. Deci e mult. Și lași pe ei ca să-și dea seama ce decizii trebuie să ia data viitoare, da, să greșească chiar dacă costă. Da, pentru că trendul în care, sau direcția în care merg e cea corectă. Și ei se așteaptă, au început și lupte de ego între ei, care e mai deștept, care e mai... pentru că s-ar putea, ei speră că unul sau doi dintre ei o să fie numiți la conducere după aceea, dar nu o să fie așa. Scopul lor e să conducă toate celelalte 12 departamente. Deci ei acum sunt într-o luptă de putere pentru că se gândesc că unul dintre ei o să câștige într-o zi? Da. Și nu le-ai spus niciodată că asta nu e un adevăr? Nu. De ce? Pentru că nu... Să le trimitem înregistrarea. Nu. Măi, adică cu ceea ce mă ocup eu acum e mult mai macro decât îți imaginezi. Adică partea asta de structură în care sunt multe concepte, fiecare separat, în fiecare am alt partener de business care se ocupă de partea operațională, ca eu să pot să fac dezvoltarea globală. Departamentele astea suport care sunt implicate în suportul conceptelor în care suntem acționari. Adică dacă ar veni cineva din afară să ia acces la partea de departamente, nu o să-l dea. Dar sunt implicat și în alte direcții mai macro. Îți dau un exemplu, ce se întâmplă cu cei mici. Sunt neinteresanți, așa e? Dar cei mici adunați sunt foarte mici? Mari. Cineva care are o pizzerie în Iași, cineva care are pizzerie în Timișoara, altcineva are în Constanța. Care e modul clasic prin care Dani Saiba a învățat să faceți franciză în România? Deschide locații proprii, după aceea dă franciză, caută om care vrea franciză, caută locație. Dar asta e clasicul model, asta e clasicul de model. Franciză. Da. Exact. De ce să nu faci direct? Pizza X, nu contează cum se numește, și mergi la nenea de la Iași și spui, vreau să-mi pui sigla mea pe clădirea ta, să faci rețetarul ăsta, uniformul ăsta, designul ăsta la magazin și el o să zică, măi, am 10 lei profit, de ce să faci? Și să-mi plătești și redevență. Păi de ce aș face asta? Pentru că îți dau acces la materia mea primă, negociată pe grup, care îți reduce ca și cost foarte mult, îți dau acces la marketing, îți dau acces la tehnologie, la know-how, la... Și dintr-o dată profitul de 10 lei se face 30 de lei. Făcut pe cifre. Am înțeles. Și ți-ai făcut un lanț fără să deschizi niciun magazin. Dar asta nu poți dacă nu ai structura de departamente de aici. Aia nu poți să o ai dacă nu-ți formezi ăștia 5 oameni. Adică totdeauna trebuie să o gândești un pic în... Îmi sună ca și cum toate lucrurile care strec acum prin minte sunt... Cumva pleacă de la o întrebare care spune, sau de la ce întrebare pleacă? E un fel de, dar de ce trebuie să fie lucrurile așa? Măi, eu ți-am spus, sau... eu caut să fac ceva cu fiecare. Atâta timp când ne suntem pe aceeași lungime, de unde o facem? Cu conceptele în care sunt implicat, cu cei mici, cu cei mari, ce facem cu cei mari? Păi, sunt aplicații, cum e Himeniu, Foodpanda, da? Ăștia au relație directă cu clientul. Și KFC, Pizza Hut, Salad Box, whatever, îs bucătării pentru agregatorii ăștia de comenzi. Toată lumea vine și comandă aici, ăștia ți-au un comision de 20-30% cum ai negociat.
Ce s-a întâmplat în UK, comisionul respectiv a crescut, s-a dublat și a devenit 40%. Conceptele au devenit simple bucătării și tot profitul rămânea la agregator. Uh-huh. Și o făceam în continuare pentru că aveau materia primă la 30-40%, mai aveau 40% partea de comision și tot făceau ceva profit. Ok. Una dintre strategii e împreună cu ceilalți, care sunt vreo 10-12 companii mai mari în România, KFC, McDonald's, da. City Grill și așa mai departe, stăm jos și facem noi agregatorul nostru, după care ne delistăm toți de pe celelalte Himeniu și Foodpanda și ne punem aici. Uh-huh. Toți clienții vin după concepte, că nu o să rămână acolo pentru produse de la concepte care nu sunt cunoscute. Și dintr-o dată, după investiție de 1 milion de euro, ai un alt business care nu vrei să te ocupi tu de operațional. Îl vinzi înapoi către Foodpanda. Dar cu condiția ca toți acționarii de aici să nu aibă procent mai mare de 10% niciodată. Ok, ca să nu poată să decidă o direcție sau alta, fără ceilalți. Ți-a eliminat un risc de a crește comisionul respectiv, ai făcut și un profit, pentru că ei au investit 100 de milioane în regiune. O să dea și 10 pentru să nu-și pierdă business-ul pe România. Nu știu, ideea e că îți mulți factori în jurul tău, gândește-te ce poți să faci cu fiecare, pe care aceiași principii și valori și crezi că poți lucra împreună, găsiți ce să faceți. Deci ăsta ar fi un principiu care cred că s-ar putea aplica și în altă parte, nu? E mai puțin important ce anume vrei să faci, cât mai ales găsește oamenii cu care să poți să rezonezi ca să faci orice veți decide după aia. Da. Care este... Adică, scuze-mă, dacă mai demult aveai o idee și începeai un business și pe aia căutai un om care să-ți ducă businessul respectiv, acum nu mai funcționează. Dacă vezi un om bun, ia-l și pe aia vezi ce dai de lucru. Că altfel o să iei, când ai nevoie, iei ce găsești numai și nu deodată găsești ce e mai bun. Care este, cum să o numesc, ambiția ta, viziunea ta pentru ceea ce va fi grupul, să-l numim așa, poate poți să-i dai chiar numele ăsta, să va numi grupul, acum încolo, pentru grup, pentru următorii câți ani vrei tu, la câți ani te uiți înainte? Care e ambiția, viziunea ta despre asta? Ce vrei tu să construiești, de fapt? Mi-am dat seama că vremurile se schimbă și, nu știu, dacă acum 10 ani mergeai în Băneasa și care am plinit nu știu câți ani de când s-a deschis, găseai locații cât de cât, acum e mai greu. În mall-urile bune, toate locațiile sunt luate de către lanțuri și e foarte greu să intri. Piața se închide. Ce vreau eu să închid sau să mă securizez pe partea de România, așa ca și număr de concepte, ca și canale de distribuție, că e drive-thru, că e mall, că e business center, că e stradal, că e online. Vreau să creez ceva ce rămâne și mi-ar plăcea să rămână 100 de ani. Asta e visul meu. Ceva ce rămâne? Măcar 100 de ani. Și o ambiție de-a mea e să o fac la nivel mai mare decât nivel de România. Nu datorită faptului că România nu e o țară bună, ci că e limitată ca și potențial, ca și mărime, ca și putere de cumpărare, ca și ce vreți luați-o. Și atunci, față de alții, am avut curajul și nebunia să ies și în afară. Majoritatea companiilor din România cresc la nivel național și puțin ies regional. Preferă să vândă decât să se lupte cu Goliatul de afară. Da. Dane, asta e un lucru complicat, da? Ești plecat de acasă probabil 10 luni din an. Cât timp ești plecat? E soția aici, nu mai aminti. Da. Vine cu multe sacrificii. Fie a mele, fie ale echipei, deci nu deci, doar eu fac sacrificii. Asta e un drum complicat, da? Aproape că nu ești pe acasă. Sunt o grămadă de riscuri, e o grămadă de presiune. Se întâmplă tot felul de greșeli, se întâmplă tot felul de eșecuri mici, chiar dacă nu sunt mari, poate că unele au fost. Da. Care e, ce te împinge de la spate? Adică de ce faci toate lucrurile astea? Pentru copiii mei să o ducă mai bine decât am dus-o eu. No, ok, dar asta ar putea presupune... Nu, serios, adică te puteai opri de mult timp. Da. O fac pentru mine, sincer. De ce? Sunt egoist, dar o fac pentru mine, pentru că îmi place ceea ce fac și... Unde eram acolo? Într-un loc, cu fetele. Sunt mult timp plecat, dar de fiecare dată când plec, îmi iau și soția cu mine când stau mai mult timp. Sau copiii de multe ori. Am intrat în board la Transilvania College, unde e Simona aici, ca să nu-mi dea fetița afară că lipsește prea mult de la școală. Da. Vai de mine! Serios, deci așa? Așa? Nu, e un board așa bun care... Fi.
Deci așa poate să chiulească înseamnă că trebuie să ajungi un bor la Transilvania College. Nu, uite, asta îmi place la Transilvania College, ca și paranteză. Faptul că, chiar dacă sunt o școală privată care încasează niște bani, că copiii merg acolo, că nu merg, ei au, dau mare importanță la prezență, care trebuie să fie 95. Și noi suntem pe la cât? La... Acum la 100% că ești pe de altă parte, eu cred că copiii pot să învețe foarte multe din fiecare loc în care merg și văd culturi și oameni noi. Deci Emma mi-a învățat engleză în 3 luni de Australia, cât mă îndoiesc că o să învețe la Transilvania College într-un an de zile. Da, există și părți bune, dar spuneai că o faci pentru tine. Cum ai că o faci pentru tine? Măi, eu am avut șansa să cresc, sau binecuvântarea, sau mai mult decât mi-am imaginat și am ajuns să cunosc oameni, să am relații, nu vrei să știi cum, adică nu există nicio explicație pentru ceea ce suntem noi acum. Sună, nu știu cum sună, dar asta e adevărul. Da. Adică mergeam cu soția, ne întâlneam cu Marriott, care a înființat hotelurile, sau cu o grămadă de oameni foarte importanți, sau Lavazza, sau care are cafeaua Lavazza, sau oameni cu tradiție și povestești cu ei și sunt niște oameni așa de faini și așa de modești, mai modești decât alții care au 10.000 de euro în București. Ajungem în niște contexte, eu poi mine plec în India. A venit șeful de la Mahindra, o companie multibilionară și așa mai departe, care au domenii de activitate în toate industriile. A venit cu avionul lui în Cluj, a aterizat, a stat câteva ore, a luat masa cu noi, a plecat și acum mă duc eu acolo. Am în partea de agricultură 1 miliard și ceva cifre de afaceri și vor să aibă conceptul că în 24 de ore toate legumele să ajungă de pe câmp în retail și partea de retail suntem noi. Adică vrea să deschidă sute de magazine în câțiva ani. Care e explicația? Pentru că ce? Păi nu știu care e explicația. Nu știu. Deci nu prea ce vreau să zic înțelegeți că suntem ce la, avem, ni se deschid ușile și suntem la un anumit nivel care nu are explicații strategice legate de business. Și nici legat de produs, nici legat de concept. Și la un moment dat o să ne dăm seama ce e acolo. Nu știm încă. Cum am ajuns și de ce am ajuns. Crezi în lucruri, în univers, sau numește-l cum vrei? Crezi în uși care se deschid atunci când ești pe un drum pe care trebuie să fii? Cred în Dumnezeu. În asta cred. Și eu cred că Dumnezeu lucrează prin anumiți oameni. Încă nu știu ce vrea să lucreze prin mine. Mă aștept să-mi zică. Dar eu trebuie să am inima deschisă și să fiu pregătit să las impactul meu în jurul meu. Deci nu are nicio legătură cu banii. Care e relația ta cu banii? Comand, cu banii mi s-au, am primit oferte să ne cumpere bani care să exagerați din punctul meu de vedere. Adică eu nu știu de unde scos sumele alea de bani. Mici sau mari? Foarte mari. Foarte mari. Dar nu fac pentru bani. Și pe de altă parte... Unde? Multe dintre condiții erau să rămân în companie încă 7 ani. Adică ei să pună presiune încă 5 ani și poate să vândă încă o dată cu tot cu mine acolo. Dacă orice fond de investiții, ca orice cumpărător care cumpără cu antreprenorul acolo. Am înțeles, da. 5 ani, că după aia nu mai au nevoie, că au rezolvat problema. Știi cum e cu banii? Cum îți crezi venitul, așa îți crezi și cheltuielile, proporțional. Și de la un moment dat ajuns să nu te mai bucuri de ei. Și... vine cu multe, multe păcate, să zic așa. Am ieșit cu soția și cu un cuplu undeva la o pizzerie, vai de capul, ei nici nu știu cum am autorizația aia. Și am ajuns acasă după aia și ce bine ne-am simțit. Și ne-am dat, bă, locația proastă, produsul prost, servirea proastă. Deci ne-am simțit bine. Și ne-am dat seama că a fost primii oameni din anul respectiv care s-au întâlnit cu noi fără să ne ceară ceva. Fie bani împrumut, fie intrări pe undeva, fie... Și... Nu e de râs, da. Într-un fel înțeleg pe oamenii ăștia care au mulți bani și pleacă și singur. Pentru că fug de... Îți ca o vacă de mulți. Și păcat. Pentru că și crezi că asta e explicația? La pentru ce? Care oamenii, când încep să aibă succes, încep să fie cam singuri? Că se simt ca un fel de țintă pentru mulți păi, uite, eu din la ceilalți? Eu la echipa de management le dau procent din profitul firmei. Nu sunt acționar, nu, le dau procent din profitul firmei. Și eu vreau să crească proporțional cu mine ca și venituri și să îmi permit să mă duc în același concedii cu fratele meu, chiar dacă el nu e acționar acolo. Adică nu vreau banii să ne despartă. Că atunci ce ai făcut? Noi, în momentul de față, încă
N-am avut timp. Și ce? N-am timp. Să ne construim casă. Stăm în chirie, încă și acum construim. Dacă mi-am făcut timp să construiesc, am luat o suprafață imensă de pământ și construiesc la tata, la socru, la cumnată, la frate, la sora mea, la toți. Facem un cartier întreg în care stăm noi. Construim casele și pe fiecare își dau banii când o să aibă, dacă o să aibă. Ca să fiți împreună. Ca să fim împreună. Sunt stau în același oraș cu mama și o văd foarte rar și e păcat. Sunt părinții tăi mândri de tine? Ce spune tatăl tău? Tata e foarte mândru de mine. Mie nu mi-a zis-o, dar... Nu ți-a zis niciodată? A zis-o la alții. Nu ți-a spus niciodată? Nu. A avut o copilărie foarte grea și pentru el a fost foarte dur ce s-a întâmplat. Și-a pierdut mama când era mic, era cel mai mare dintre frații, i-a crescut pe toți. Tata lui, cu tot respectul, nu era un om normal. Și... A fost mai aspru de felul lui și mai și cu mine și cu ceilalți. Am crescut oarecum de multe ori în tu nu ești bun de nimica și nu mă pot baza pe tine. Și era genul de om care deschidea frigiderul, cădea laptele pe jos și era de vină cine l-a pus laptele, nu o căzut atunci. Da. Dar e un om bun și s-a schimbat foarte mult, mai ales după ce s-au născut nepoții. Deci... Da, și cum îți spunea că nu ești bun de nimic? Da, dar nu cred că o spunea... din inimă, ci mai degrabă, nu știu. Dar nu asta m-a ambiționat ca să demonstrez eu ceva, nu, nici într-un caz. Două lucruri am să te mai întreb și apoi în câteva minute o să întrebați voi, orice ați vrea să întrebați. Prima dintre întrebări e, spune-mi ce te preocupă acum. Ce te preocupă apropo de ceea ce ai construit, apropo de copii, apropo de... Deci lucrurile umane. Ai vreo întrebare cu care te lupți în momentul ăsta sau cu care stai? Legat de copii, copiii mei sunt foarte faini și ascultători, dar sincer am emoții, pentru că nu prea ai control acolo, nu poți să-i dai afară ca și pe un angajat sau nu știi ce o să-ți ajungă și cum o să-ți ajungă, chiar dacă tu ai cele mai bune intenții cu ei. Am niște prieteni care au înfiat un copil când era mic și au fost lideri de grupuri la adolescenți toată viața lor, au citit toate cărțile posibile și și-au dat seama că nu e suficient să citești cărți sau să ai cele mai bune intenții cu copiii tăi. Dar? Și asta mi-e o teamă care o am acum, una dintre ele. Ca copiii mei să ajungă în anturaje rele sau să devină ceva ce nu e ok. Să fie răsfățați, asta nu-mi doresc chiar. Abia aștept să-i angajez la McDonald's. Ca stagiu pentru... E una dintre cele mai bune școli de... Da. Da. Învață să lucreze în echipă, învață să aibă responsabilități, să aibă targete, să aibă... Și la noi ar putea învăța, doar că fiind copiii mei și dacă o să mai fiu implicat acolo, o să fie priviți altfel și nu vreau. Pentru că avem așa un fel de tradiție noi pe care am creat-o de câteva ediții încoace, fiecare dintre invitații care a fost pe scenă pune o întrebare celui care vine pe scenă. În consecință, întrebarea pentru tine vine de la Simona Baciu. Da, o știu întrebare. De ce nu e credeam că o știi pe Simona. Credeam că ai să spui, o știi pe Simona. De ce nu mergeai mai la școală așa? Și am rugat-o pe Simona să te întrebe, să întrebe orice ar vrea să știe de la tine, Dan, ca om. Așa că să o lăsăm pe Simona să întrebe, poate. Greșeala care a dus la cel mai mare eșec de până acum. Și ce ai învățat din ea? Pe partea de business? Nu știu.
Nu știam ce o să întrebe Simona, acum nici tu nu știi. Pe partea de business, una dintre deciziile proaste, sau hai să zic, neinspirată, a fost să intru partener cu cineva care s-a dovedit a nu fi persoana care pretindea că îi. Uh-huh. Și au fost multe momente de luptă internă care m-au făcut chiar să vină gânduri să renunț la business, inclusiv la Salad Box. E ciudat, știu, să încep ceva și... Nu, înseamnă că a fost foarte dur. Da, și e păcat. Și eu cred că multe companii ajung să fie... să meargă în jos din cauza luptelor interne. Nu neapărat din partea luptelor externe. Și atunci, asta a fost o greșeală care mi-am asumat-o și sunt foarte atent cu cine mai intru și ceea ce fac. Asta e ce ai învățat din ea. Și a doua întrebare a Simonei era dintre care sunt valorile tale și care dintre aceste valori te-a ajutat să rezolvi situația aia? Eu cred că integritatea, până la urmă, și când acolo e albă sau neagră, mai bine despart drumurile decât. Și ca și cost, m-a costat de vreo 5 ori mai mult decât merita, financiar vorbind, dar am preferat să dau banii și să... Să rezolv problema. Să rezolv problema. Bun. E ok? Nu știu. O să-i trimitem Simona să valideze. E ok? Întrebări, vă rog frumos, Dan, de acum încolo ești pe cont propriu. Știi cum e cu speech-urile astea? Așa am auzit pe cineva că primele 15 minute sunt de aur, următoarele 15 de argint și rest, următoarele sunt apă de ploaie. Acum sper că nu v-am ținut prea mult. Întrebări pentru Dan, gândul vostru. Nu că aș vedea ceva. De ce nu? Andrada, te văd pe tine. Avem o întrebare aici. Mai este o doamnă acolo în dreapta. Care o doamnă în dreapta, da, bineînțeles. Cine? Doamna prima. Ladies first. Ok. Întrebarea mea se referă la ceea ce ați spus la un moment dat, probabil la începuturi, când ați angajat o mare parte din rude și prieteni. Și dacă asta n-a făcut dificil să lucrați cu ei în condițiile în care existau anumite relații în familie și după aceea în business lucrurile ar fi trebuit să fie diferite sau nu? Dacă îmi permit și dacă pot, Doro e foarte bună parte de design, deci multe elemente din ce înseamnă Salad Box-ul nou vin din inspirația ei și ar fi fenomenală dacă aș avea ca și asset în companie. Dar eu cred că e mai sănătos să nu lucrăm împreună ca și cuplu și să se ocupe de partea de copii sau să facă alt business sau ceea ce îi place până la urmă și când ajung acasă să ajung într-o zonă safe. Crede-mă, de-a lungul zilei dau peste tot felul de oameni, nu toți sunt cei mai faini. Și dacă nici acasă nu ai lucrurile stabile și nu ai susținerea celor din jur, e greu. Mai ales la început, când ești un startup și muncești mult, rezultatele întârzie să apară, e foarte important să ai susținerea partenerului. Pe de altă parte, legat de celelalte rude sau prieteni, am încercat întotdeauna să fiu cât se poate de obiectiv și să am o persoană între mine și ei ca și subordonare. Și niciodată nu mă bag peste persoana respectivă ca să nu iau din autoritate și lucrez cât se poate de obiectiv. Adică mie îmi place fotbalul, de exemplu, și mă duc, Salesbox-ul este într-un campionat de fotbal pe firme, cu multe divizii, suntem în prima divizie, nu știu pe unde. Și mă duc cu el la fotbal, ne dă peste picioare, a doua zi la lucru, suntem șef și echipă. Adică, eu cred că atâta timp cât ești obiectiv și privezi lucrurile corect, dacă există supărări, asta este. Și am avut rude pe care a trebuit să le dau afară și asta este. Și mai vorbiți? Nu prea, dar nu mai am mult de trăit, că-s bătrână. Întrebare. Salut. Aș vrea să întreb ceva ce am mai fost întrebat în seara asta, dar mi s-a părut că nu am primit un răspuns concret sau nu suficient pentru mine. Mă facă plouă.
Nu te faci că plouă, e oarecum relativ, s-ar putea, poate îți dă și ție un răspuns la ceva ce ai spus un pic mai devreme, ai zis că nu știu încă cum am ajuns în această poziție, nu am o explicație logică. Ei bine, privind așa din exterior, nu știu, pe mine m-ai surprins cu faptul că am văzut idei la tine care le-am găsit doar la antreprenorii foarte, foarte mari și mi se pare că atât cât ai avut timp în seara asta ne-ai arătat că ai o viziune foarte amplă asupra business-ului și probabil că și asupra vieții. Și sunt foarte, foarte curios de unde înveți. E o întrebare care ți-a mai fost adresată, dar eu n-am... De unde înveți? De unde știi atât de multe? De unde... Cum ai reușit să ai așa o viziune amplă și să știi exact ce ai de făcut? Pentru că, dacă am reținut bine, ai doar 32 de ani și par să știi extrem de multe lucruri. Eu fac parte din generația care, că nu știu literele... Millennials? Da. Care de obicei încă până la 30 de ani trăiesc cu părinții lor. Nu sunt căsătoriți, nu au copii, joburile vin și pleacă și banii dau pe chestii de, nu știu, de convenience mai degrabă, nu investesc în apartamente, în mașini, în lucruri scumpe. Pe de altă parte, eu m-am căsătorit la 20, împlineam 21 de ani. M-am căsătorit în iunie și în august am împlinit 21. Am trei copii de câți ani? La 30 cât aveam. Nu știu cum se tot schimba asta mică, pe când știi cât are, iar s-a schimbat. În iunie face 2 ani, deci da, aproape 30. Și eu cred că m-a ajutat foarte mult să mă maturizez partea asta de căsătorie. Nu-i pentru toți și nu trebuie să o facă toți, dar nu știu, dacă eram la 28 de ani cu puțin bani în buzunar, puțină faimă și așa mai departe, riscam să o dau pe cluburi și pe altele care n-avea cum să nu aibă efect și la lucru, mai devreme sau mai târziu. Întrebarea era de unde înveți. Da. Aș spune că nu ești singurul bărbat însurat la 20 un pic de ani. Nu, dar ce vreau să zic, că sunt un pic mai atipic ca și... cel puțin ca și vârstă și ca și ceea ce fac. Și unul dintre elementele care... Mă, nu am rușine. Nu știu dacă te ajută răspunsul. Ajung în contexte cu tot felul de oameni care, eu sigur că au multe, multe feluri de a gândi foarte structurat și foarte faine și pur și simplu mă duc și abordez. Și atâta timp cât o fac cu respect, care e worst case care se poate întâmpla? Să nu mai vorbească de acum înainte, ceea ce nu s-a întâmplat nici până atunci, de altfel, da? Ceea ce vreau să zic e că am învățat foarte mult de la oameni mai cu experiență decât mine și din discuții la o cafea, la un suc, la ceva. Mult mai mult decât din cărți sau din TED Talks. Ce s-a întâmplat în facultate? Eu n-am terminat facultatea, ca și altă coincidență cu alții. Am făcut toți anii, după care am renunțat din diferite motive. Îmi pare rău că n-am terminat-o. Dar ce s-a întâmplat în facultate? Am învățat foarte mult structurat pe partea de, nu știu, marketing, management, contabilitate. Când termin facultatea și trebuie să le pui toate la un loc, n-ai cum. Pentru că tu le înveți separat și sunt multe teorii care nu le poți aplica. Uh-huh. Sunt făcute pentru altă piață, pentru alt timp. Și nu facultatea te structurează și te învață, ci experiențele cu ceilalți oameni și ceea ce înveți de la ei. Și eu cred că există deschidere. Și la mine ați văzut că există deschidere, la felul la mulți alții care sunt. Uh-huh. Deci doar te duci și întrebi pe oameni. Te duci și întrebi cum au făcut. Da, doar că dacă cineva spune ce să faci și cum să faci, nu înseamnă că se aplică neapărat la tine. Adică ceea ce am făcut eu nu înseamnă că puteți face și voi, pentru că au fost multe contexte și mulți oameni care au influențat într-un fel sau altul drumul. Pe de altă parte, puteți învăța foarte mult din greșelile altora. Eu cred că învățați mai mult din greșeli decât din succese. Mulțumesc frumos. Dacă poate aș mai avea o scurtă întrebare în continuare. Îi întreb ceva anume sau, adică un anumit set de întrebări sau ce te preocupă sau legat de experiența lor? Totdeauna am niște preocupări și întreb preocuparea care am în momentul respectiv. Pe de altă parte, e foarte important să le spun obiectivul care l-am sau ceea ce vreau să fac sau de ce vreau să fac asta. Și atunci răspunsul lor mă poate ajuta mai mult. Mulțumesc frumos! În mijlocul sălii, nu știu care dintre voi poate să... Marius. Dan, bună seara. Ai spus că aveți...
Ai spus că aveți angajați și în afara României. Ați făcut vreodată vreun raport de activitate între angajații români și străini? Care sunt mai eficienți, mai loiali? Sunt foarte curios. Productivitate, loialitate, perioada petrecută în companie. Am avut plăcerea să particip la Untold, unde un festival foarte fain la noi în Cluj, unde se vând enorm de multe porții de salate. Și ai mei se plângeau câte salate pot să facă ei în anumit număr de ore și mă uitam la poze cu ei cum arată săracii, am zis că și-au trecut prin război. Până să ajung în Statele Unite și să văd o mexicancă care lucrase de 4 săptămâni la noi și ea singură făcea 300 de salate în 2 ore. Ha? 300 de salate în 2 ore. Aceleași rețete, aceleași. New York înseamnă altceva. Înseamnă undeva la 2000 ceva de tranzacții pe zi față de România. E altă piață, e altceva. Ok, dar unde pe partea de productivitate. Găsești vârfuri de lance, să zic așa. Pe de altă parte, ai, nu știți, mai flexibil și mai adaptabil, să zic așa. Adică dacă am o problemă, eu o rezolvă. Ceilalți întorc procedura pe toate felurile până găsesc soluția acolo, dar de multe ori nu e în procedură. Și îi prefer pe ai noștri, dar pe aia harnici, nu pe toți. Alte întrebări? Cum simți că te-a ajutat să te descoperi sau te-a transformat procesul ăsta de a construi Goliatul decât dacă urmai o carieră clasică, să zicem, de un tânăr tipic milenial? Ce simți că s-a schimbat în tine? Cum simți că te-a transformat toată treaba asta? Poți să repeți prima parte a întrebării, te rog, că n-am. O să o și repet, reformulez. Nu mai poți repeta. Ce anume? Vezi că nu mai poți repeta. Cum crezi? Ce simți că ai descoperit despre tine și te-a transformat tot în tot procesul ăsta de a construi business-ul, care nu s-ar fi întâmplat dacă urmai o carieră clasică de tânăr milenial? Nu pentru toți e partea de antreprenoriat. E ok și să lucrezi la primărie, mergi pe ora 9, și vrea să fii mai relaxat, la 12 se blochează sistemul, la 3 pleacă acasă. Corporațiile sunt bune, te organizează, te structurează, te procedurează. Dacă vrei să fii antreprenor, e bine să mergi în companii mai mici, de obicei la început, ca să înveți tot ce se întâmplă acolo. Sau să ai contact, cel puțin. Că după aia partea de învățare depinde cât de dispus e șeful tău să investească în tine. Și acolo contează omul care e și nu neapărat business-ul neapărat. După care poți să începi și partea de antreprenoriat. Eu n-aș face-o de la început, cum am făcut-o eu. Aș fi evitat multe greșeli care le-am făcut dacă lucram într-o companie mai mică. Și eu n-am avut partea asta de lucru în companie mai mică. Pe de altă parte, îs la momentul în care în companie trebuie să investesc în oamenii tineri și în ceilalți. Pentru că îmi dau seama că sunt mult mai de actualitate decât mine. Sună ciudat la 32 de ani să te simți bătrân, dar când îi văd pe ăștia mei de 20 ceva de ani care vin cu alt mod de gândire cu tehnologia asta și rămân... Și trebuie doar ajutați și structurați puțin și îngrădiți, că de multe ori visează avioane, dar trebuie investit în ei și lăsat mână liberă către tineri. Asta e viitorul. Deci fiecare dintre noi probabil că ar trebui să avem câte un Z, că Y-ul e bătrân deja, către un Z prin preajmă. Păi uite-te la toate business-urile. Ca să ne păstrăm mințile vii. Uite-te la toate business-urile care au ajuns. Nu știu, am fost începute după anii 90, pe la vreo 40 de ani, da? Da. Acum probabil că proprietarii au vreo 60 imediat. Da. Cui lasă? Păi fiecare dintre Pentru ei cui poate. Pentru că foarte multe business-uri au fost făcute pe spatele relației respectivului. Și când se duce el, se duc și relațiile și business-ul. N-au investit în cei tineri. Foarte puțin au investit. Ok. Cred că sunt prin sală vreo 3 oameni care te-ar putea contrazice lejer. Dar poate că sunt niște excepții. Pe de altă parte, eu nu sunt de părere că fetele mele ar trebui să moștenească parte de restaurant. Le pot ajuta să facă business în ce industrie vor ei, că e tot aceeași treabă, și să facă ce le place. Dacă și dacă le place, vor? Dacă le vor restaurante, cu atât mai bine, dar... Întrebări. Partea de antreprenoriat te călește și te scoate din zona de confort, cu siguranță. Te scoate din rutină. Și dacă nu ești pregătit să faci asta, nu te apuca de ea. Pe mine m-a ajutat pentru că îmi place să ies din rutină, nu-mi place să stau în rutină.
riscul mă scoate din rutină. Challenge-ul de a deschide pe o piață nouă, să deschid în Algeria, Doamne iartă, ce m-au pus să mă duc acolo, dar a trebuit să testez cumva piața arabă, unde investițiile sunt mai mari și vreau să văd cum reacționează partea de arabi la genul acesta de produs. Mm-hmm. Și Algeria era cel mai puțin riscantă, era cel mai aproape, cel mai ușor de înțeles. Contextul a făcut ca aceea să fie cea mai bună variantă, dar pe de altă parte mă uit acum după un an și ceva, e pe locul, nu știu, verificați pe TripAdvisor, la un moment dat era pe locul 18 din 300 și ceva de restaurante după un an de activitate. Deci ai fi surprins unde și ce prinde. Mm-hmm. Și challenge-ul pentru mine e să adaptez și să văd chestii noi. Cum testezi? Nu neapărat să deschid încă 10 locații în România. Mm-hmm. Deci challenge-ul e să adaptezi și să găsești lucruri noi. Da. Întrebarea e cum testezi? Ce anume? Produse? Dau un exemplu la produse. Vin la mie și îmi dau niște produse care mie nu-mi plac de nicio culoare. Dar nu e relevant ce îmi place mie. Și nici măcar la șefii care pregătesc produsele respective, pentru că, la fel, poți să aibă avioane în cap sau piața să nu fie pregătite pentru produsele respective. Sunt 50-100 de oameni, nivele de educație diferită, joburi diferite și așa mai departe. Și pentru mine feedback-ul lor e relevant. Deci e un grup de 50-100 de clienți cu care tu testezi? Da. De diverse diverse profiluri? Da. Și conceptele, dincolo de produse, alea cum le testezi? La concepte trebuie să ai un pic de feeling, ca și antreprenor acolo. N-ai cum să le testezi până nu vezi, adică... Adică le deschizi. Le deschizi și ții cont de multe, de la idee, echipă, implementare, produs, finanțare, locație. Dar de multe ori feedback-ul pieței poate fi atât de dur că nici Mike Tyson nu o simți tu. Bună seara! Am două întrebări pentru tine. Prima este, cum reușești, care e cea mai mare provocare pe care o ai în relația cu partenerii tăi francizați? Și cum reușești să le menții energia, drive-ul, puterea de muncă cu care intră la început când semnează contractul și pe parcursul contractului? Și a doua întrebare, pentru că tot timpul suferim și spunem că România e mai puțin bună decât restul țărilor, curiozitatea mea este dacă ai găsit o diferență între francizații de aici, din România, și francizații internaționali. Mulțumesc! O să încep cu a doua întrebare, că prima am uitat-o și până mi-amintesc. Francizații din România au spiritul ăla de familie încă și de antreprenori micuți. În afară de obicei sunt corporații mari, cum e Mahindra sau alții, și acolo e strict parte de business, de multe ori. Francizații din România sunt mai tipologia aceea de francizat care mi-o doresc. O familie care să trăiască din asta și acolo să-și investească. Care nu urmărește banii, ci mai degrabă ceva urmărește să banii, facă pentru ei. Banii care aduc acolo nu o să-i îmbogățească, ci o să-i ajute să aibă un trai bun. Ceilalți e chestie de cifre, de scalare, de multe locații și de... Scuze-mă, Raluca, poți să-mi spui esența la prima întrebare? Și prima întrebare, care e provocarea pe care o ai în relația cu francizații de aici? Cea mai mare provocare pe care ai avut-o? Una din preocupările mele este cum reușești să le ții drive-ul, entuziasmul, puterea, energia de muncă cu care intră la început și pe parcursul contractului. Ok. O provocare cu ei ce o am, eu sunt foarte sufletiz de felul meu și... De multe ori îmi vine să le dau suport mai mult decât ar trebui și nu e bine, pentru că îi obișnuiești prost. Și trebuie să-și asume anumite chestii și ei. Asta e o provocare care mă luptă. Acum să fie o chestie obiectivă, care fiecare să urmărească niște pași și să-i respecte. Pe de altă parte, entuziasmul lor depinde la ce nivel în viață îs. Dacă sunt tineri și vor să ajungă mari și să vadă tot felul de țări și așa mai departe, e greu să-i ții captiv într-un oraș, indiferent de ce concept îi dai. Pe de altă parte, sunt oameni care sunt foarte mândri că au un job și au un business al lor care funcționează și pot să-și susțină toată familia din el. Și atunci poate fi și o chestie de motivare financiară strict. Pe de altă parte, pentru majoritatea ce văd că contează foarte mult e povestea. Adică business-ul care a început aici, și e pe 12 țări în capitale puternice, cum e Londra, Paris, Barcelona. Barcelona nu e capitală, știu capitalele, da. Era și important. Nu știu, Praga, Amsterdam. Întreabă-mă orice capitală, să vezi cum știu. Nu, mă gândeam că eu nici n-am tresărit când ai spus toate capitalele, Barcelona, n-am tresărit.
Trebuie să fii atentă la detalii, că altfel nu te apuca de business altfel. Mulțumesc. Da. O întrebare. Alexandra. Și... un moment. Așa. Se aude, da? Salut, Alexandra, încântată de cunoștință. Am tot 32 de ani. Și întrebarea este, cum, Doamne iartă-mă, ești așa de echilibrat la vârsta asta și care-i prețul pe care îl plătești? Că toate sunt frumoase, ești deștept, le gândești bine, îți merg frumos, toate se adună într-un fel. Ai o familie minunată, am văzut asta. Ce plătești? Că trebuie să plătești, că așa e. Adică întotdeauna vine și cu minus și cu plus. Atâta timp cât îmi plătesc contribuțiile, 42% ca oricine din România. Aia mi-a dat seama că de-aia mi-a făcut firma mea, că nu mi s-a mai merită. Nu, măi, cine zice că are echilibrul ăla perfect? Eu nu-l cred, sincer. Adică există dezechilibru, că la unul durează o săptămână, la unul un an, la unul 10 ani, e altă poveste. Eu am plătit cu vârf și îndesat și Doru se uită la mine, dar eram pe un avion între Monaco și Barcelona când mi s-a născut cea de-a treia fetiță. Sunt chestii care nu le poți controla și care îți pare rău și nu ai cum să le dai înapoi. Și sacrificii care le faci și ți le asumi. Dar și momentan e ok deal-ul. Poftim? Momentan e ok deal-ul din moment ce continui, bănuiesc. Măi, uite, Doro a conștientizat foarte mult importanța ceea ce fac după ce a venit cu mine în multe călătorii. Și înțelege ceea ce fac și pentru ce fac. Și nu fac doar pentru ele și pentru familie, ți-am spus, o fac și pentru mine. Știe că îmi place, știe că mă satisface, mă împlinește și pe de altă parte știe că putem crea ceva frumos și pentru alții. Echilibru nu este. Sunt prețuri de plătit, sunt și beneficii, clar. Mersi frumos! Dan, cred că o să te rog să te gândești dacă vrei să dai un mesaj, să trimiți un mesaj de final, să transmiți un mesaj de final, orice pescă n-am vorbit, orice... Vă doresc sărbători fericite. Așa. La noi tot timpul e o sărbătoare. Americanii râd de noi că noi nu lucrăm, că bați Paștele, bai întâi mai, bai întâi iunie. Stai, și acum tot m-am aflat că mai vine încă vreo câteva între iunie, întâi mai, mă rog. E ceva ce, la care tu te gândești des sau e ceva ce ai vrea... Hai să întreb altfel. Dacă ai avea un panou mare pe care să poți să-l pui oriunde, să-l vadă multă lume și să scrii ce crezi tu că e important să scrii pe el, deci îl vede multă lume, ce scrie? Ce mesaj ai pune pe un panou unde trece în fiecare zi toată lumea? Mi-ai dat o idee, dacă tot am câteva panouri goale. Eu cred că fiecare destinație îți lărgește orizontul. Și aici nu mă refer neapărat să vizitezi o țară anume și să vezi ce se întâmplă acolo și ce e diferit față de țara ta, de rutina ta și de modul tău de a trăi. Mă refer și la alte anturaje de oameni, la alte categorii de oameni, la alte localități chiar, la alte business-uri. Nu vă fie frică să încercați. Pe de altă parte, când vreți să faceți business, fiți perseverenți. Mie ce mi se pare că foarte multă lume începe acum, că e ușor cu un Startup Nation, dar renunță pe drum ușor. La prima greutate se întorc înapoi și se angajează pentru că e ușor să te angajezi. Dar pe de altă parte, intră într-o rutină de a începe și a lăsa, începe și a lăsa și nu o să iasă din ea. Stați acolo și duceți un pic de greu, când vine și soarele. Dați șansele oameni. Bârfa la noi e o chestie de sport național, acum de când fotbalul nu mai merge. Și asta să moară capra vecinului și
niciunul nu-i bun în ochii nimănui și nimeni nu-i dă o șansă la cel de lângă el și invidia apare și așa mai departe, da? Încercați să luați oamenii de la zero. Asta e o chestie care am învățat-o, am avut multe prejudecăți față de mulți oameni. De la 100% mai degrabă. Poftim? Adică să iei de la, să consideră că toți sunt la 100% și în loc să consideră că sunt la zero și trebuie să demonstreze. Da și nu, sunt mulți care îi vezi de la minus înainte să-i cunoști, știi? Numai pentru că ai auzit de la nu știu cine că nu știu ce și ce-au făcut. Fiți precauți, sunt de acord, dar pe de altă parte dați o șansă la oameni pentru că s-ar putea să nu vă dezamăgească. Iarăși, pentru că niște oameni nu-s buni într-o direcție anume, nu înseamnă că nu-s buni oamenii aia. Poate-s buni la altceva, descoperiți la ce și profitați de asta. Eu mi-am dat seama că și la mine în firmă sunt mulți oameni care încă după atâta timp, nu sunt la potențialul lor maxim pentru că nu fac ceea ce, la ce sunt bun să facă. Și nu știu încă să-i așez. E un puzzle. Și acolo devine, acolo e mintea antreprenorului și a liderului și a ce vreți voi. Dan, îți mulțumesc. Sper că au fost întrebări care să te pună pe gânduri sau care, la care să-ți facă plăcere să răspunzi sau care te-au făcut să zâmbești. Dar ce te rog este să te hotărăști cui vrei să-i dai cartea. Pentru ce întrebare vrei să dăruiești această carte, care este David și Goliath, David și Goliath, în engleză, al lui Gladwell? Măi, m-a rugat Andreea să aduc cartea respectivă și am adus, și am adus două, în caz că o pierd pe una pe avion cumva. Că mai am tendința să le las acolo la reviste și ne-am uitat pe amândouă la hotel. Doar că ea a avut una pe engleză. Și vreau să o dau asta pe engleză, dar dacă vă place pe română, cu mare drag o să mă întâlnesc cu voi cu prima ocazie când vin în București la o cafea și vă dau pe cea română și povestim. Acum, la cine dau cartea? Acum trebuie să te hotărăști pentru ce întrebare dai cartea. Aș prefera să mă văd cu o fată, dacă tot ies că... Da. Ok. Poate te răspundești. Sincer, o întrebare care pe mine mă frământă și mă... Întrebare bună, răspunsul e greu. A fost cea, nu vreau să greșesc numele, Alexandra. Alexandra. E cu partea de echilibru și dezechilibru și așa mai departe. Am fost rugat să-i pun și o întrebare la Iulian, care e următorul... Avem voie să zic? Zicem acum. Deci, Iulian, și mai cum îl cheamă, se ocupă cu ciment și fabrică de... de plastic. Da. Ciment și șosete. Ideea e că întrebarea care am adresat eu lui, că, cum mi-a adresat și Simona mie o întrebare, e în aceeași direcție și cred că asta e o luptă care o duce fiecare. Există multă presiune din partea companiilor, din partea pieței, din partea... Eu încă n-am a fondurilor de investiții sau a cuiva care să mă preste. Deocamdată fac ce vreau și când vreau, până ajung acasă. După aia acolo, casa mea e plină de pantofi cu patru fete. Ia. Și... E greu, e greu ce face și Iulian, e greu. Și asta e o luptă care nu are un răspuns. Eu, orice răspuns ar avea fiecare, cred că se aplică doar la el. Așadar, nu mai e nicio surpriză. Deci, după băiatul cu cimentul, o să fie pauză. Come on! Serios? Păi, am scăs să nu mai zic. Așa de puțin ți-a plăcut seara asta? Vreau să vă mulțumesc frumos, Dan, îți mulțumesc, aș vrea să mulțumesc tuturor oamenilor din echipă care fac povestea asta posibilă, pentru că le văd aici pe Iona și pe Andrada, vă mulțumesc frumos, Iona și Andrada, Teodorei care face minunatul design, Oanei, fără de care n-ar exista această sală și noi n-am putea să facem nimic aici, Dorei care ne face fotografii, Anei care filmează, bineînțeles, partenerii noștri minunați de la Unicredit, prietenilor noștri de la Graffiti, care au fost tot timpul alături de noi. Nu știu, sunt convinsă că am uitat pe cineva, nu știu pe cine am uitat. Știu eu, pe Andreea Roșca. Mulțumesc, Dan. Nu, trebuie să-ți mulțumesc și ție, pentru că... Cândva. Au fost multe articole scrise despre noi, multe nici nu le-am dat noi, că le-au scris ei de la ei.
Dar de departe cel mai bun și cel mai la suflet mi-a ajuns cel al lui Andreea. Și cu mare drag am acceptat invitația de a veni și aici, pentru că e o persoană care scoate cei mai buni oameni. Eu n-am răspunsuri bune, dar are ea întrebările bune. Și eu cred că e nevoie și de exemple bune care sunt în jurul nostru, de la care să învățăm împreună fiecare. De aceea mulțumim, Andreea. Da, da, e curiozitatea. Mulțumesc și eu. Mersi, Dan. Te rog, două.